Făceam un stand-up chiar pe frontieră, știi, și la un moment dat cineva urla în arabă la noi. Nu știam arabă, Mișu nu știa arabă. Și ăla când a văzut că suntem ca viței așa, ne uităm la el, ne-a în engleză: băi, prietenilor, nu vă mai dați încolo, că e zonă minată, călcați pe vreo mine, săriți în aer. Dragi prieteni, o nouă întâlnire cu Boomer-ul și Milenialul. Vedeți, suntem destul de bronzați amândoi, la control, bineînțeles. Elegant. Încă ne păstrăm touch-ul de summer, de plajă, din la începutul lui iulie, pentru că am scăpat acolo două săptămâni. Ce să facem? Suntem robii acestei vacanțe de vară, cu toții o așteptam. Dar ne-am întors și iată că astăzi avem un prieten extraordinar, un om din zona jurnalismului adevărat ăla greu, cu baioneta la spate, este vorba de Adelin Petrișor. Yeah! Bine ai venit, Adelin! Mulțumesc pentru invitație, băieți! Totdeauna mă uit la profilul tău pe Facebook și te văd în carlinga unui avion. Adică ca și cum aș duce eu la Mega să-mi iau ceva de mâncare, tu te sui în carlingă și astăzi sunt cu gripă, astăzi sunt cu taifun, cu nu știu ce, F-182, nu știu. Am zburat ca să le arăt oamenilor cum e sus acolo, pentru că una îți povestește un pilot ce înseamnă suprasarcina și alta e să pui niște camere în carlingă și să vezi cum ți-o ia fața în jos așa la suprasarcină. Exact. Inclusiv piloții militari au probleme în momentul în care au 8-9G și fac manevre de 8-9G. Ei de-aia o să vezi, au tot timpul vizorul la negru, pentru că altfel râzi de te spargi când vezi fața care literalmente o ia la vale, știi? La suprasarcini pozitive. Și am zburat ca să arăt cum e. M-am chinuit, am fost cred că primul jurnalist român care a zburat cu fightere, cu avioane de vânătoare. Dar mi-a plăcut. Adică știu un jurnalist care a zburat și care îmi spunea: băi, dar mie mi-e frică de suprasarcini. Pe mine mă dute cu taromul atunci. Adică, da, poți să mergi zbor, cu... O oră de zbor costă foarte mult. Și atunci tu, dacă te duci să zbori acolo, trebuie să arăți oamenilor cât mai multe. Adică de-aia te duci acolo. Dacă nu-ți place, e... Nu mai gata. Cumplit, pentru că sunt suprasarcini pozitive, negative. La negative, gândește-te că îți vine stomacul și ți iese pe nas. Mm-hmm. Iar la alea pozitive, tu cântărești mult mai mult, da, nu? Deci gândește-te că îți cade un elefant în cap. Deci am zburat, cred că, prin 2016 cu un instructor portughez, foarte, foarte bun, un pilot portughez, cel care, de fapt, i-a făcut piloți pe instructorii noștri. Am înțeles. Și omul mi-a zis la un moment dat: hai mă să vezi cum e la 9G. Și bine, mă, hai să vedem cum e la 9G. Și 9G e maximul 9 și ceva, fac piloții de obicei, asta e maximul. Uh-huh. Se zice că pe la 12G avionul se deformează și nu mai poate zbura ca lumea. Bun. Mergi cu viteză foarte mare, da? 8-900 de kilometri și la un moment dat avionul face așa. Ei, în momentul ăla în care a făcut așa, a intrat în podea. Tu ai de 9 ori greutatea ta. Adică ficatul tău, care are 3 kg, habar n-am cât are un ficat sănătos, are 27 de kg. Deci nu trebuie să bei în timpul ăla. Poți, dar e... Eu asta mă înțeles. Poți, dar cântărește și mai mult, știi? Ideea e că trebuie să-ți placă un pic. Adică dacă nu-ți place, nu poți să filmezi. Și gândește-te că eu am zburat prima dată cu un MiG-21 Lancer prin 2003. Nu erau GoPro-uri, nu erau Insta 360, nu erau camere atâta. Da. Și gândește-te și cu ce ai filmat? Ai avut? Aveam un handicam, că ți-aduce aminte cum erau camerele. Înainte de GoPro. Da, deci o cameră cam atâta. Și eu o țineam, întorceam vizorul ca să mă văd, vorbeam, n-aveau wide angulare atât de bune ca să... Și trebuia să ai grijă să nu-ți iasă un ochi, să nu așa, știi? Și sunetul întotdeauna l-am luat pe sistemul avionului, știi, prin mască, pentru că altfel n-ai cum să iei sunet. Și trebuie să faci un sincron pe urmă, sunetul cu vocea... Cum să spun, pur și simplu, la vremea aia pentru Românica, noi am inovat, pentru că nu făcuse nimeni așa ceva, nu filmase nimeni și eram eu cu Dan Gecui, cu operatorul care filmam, eram la antenă pe vremea aia și zic: bă, cum facem ca să se vadă mai bine? Pentru că dacă tot zbori, costă atât de mult o oră, nu-ți permiți să ratezi. E, după ce am zburat a doua, a treia oară, deja nu-ți mai e frică de zbor, deja știi la ce să te aștepți. Sunt glume, sunt piloți care îți fac glumele astea tâmpite, îi spun: fii atent acum pe stânga ceva tare, știi, și el trage brusc dreapta de avion și să vezi cum te întinzi pur și simplu pe... Tu rămâi acolo, sunt și glumițe de astea, știi? Știi că e un meme pe net cu e o imagine din asta într-un roller coaster, toți care țipă și numai unul care stă impasibil așa
Și textul e un pilot de vânătoare într-un roller coaster. Știi că el e, haide frate, lasă-mă cu... Sunt oameni care fac față unor eforturi, un efort senzațional la fiecare zbor. Adică sunt zboruri la care slăbesc câteva chile oameni. Cel mai lung zbor al meu a fost de vreo 3 ore și jumătate la o alimentare în aer. Anul trecut a fost cu un F-16 românesc, chiar cu comandantul bazei, cu Cătălin Michi Micloș. Ei zboară foarte mult și cu multe manevre complicate. Adică la început, până să alimenteze, au făcut un dogfight, au repetat că... știi cum e? Ne zici un pic ce-i dogfight? Lupta aeriană, care nu se mai face în ziua de astăzi. În ziua de astăzi, cine are racheta cea mai bună și radarul cel mai bun, ăla câștigă războiul până să se apropie bătălia. A dat drumul, a bazat butonul la timp. Dar ei fac tot felul de antrenamente și întâi au făcut așa ceva cu suprasarcini 5, 6, 4, 3, depinde. De vară, așa. După care au terminat gazul, s-au dus, s-au alimentat și din nou au făcut treabă. Ideea care e, ei nu zboară doar, adică să decolezi și să aterizezi, eu cred că și noi am învățat relativ repede să facem. Dar mi se păreau cele mai grele operațiuni pentru un comercial, pentru un zbor comercial. Să zbori, înveți foarte repede. Problema e ce fac ei acolo sus. Uh-huh. Ei acolo sus au avionică senzațională care îi ajută să lupte. De asta, un pilot de F-16 nu e unul care știe să decoleze F-16, să aterizeze cu F-16. Asta orice pilot poate să învețe. Ideea e ce face el cu avionul acolo. De exemplu, uite, vorbim ca nebunii de F-35, auzi pe politicieni cu gura plină, din 2030 o să luăm F-35. Știi ce e F-35-ul? E o platformă, deci o platformă de senzori, e o chestie pe care dacă o ridici, îți controlează războiul pe apă, în aer, pe uscat, adică îți coordonează corvetele din Marea Neagră, fregatele pe care tu nu le ai. Adică, în momentul în care ai un astfel de avion, trebuie și restul. Lupta e la un alt nivel. Adică deja nu se mai pune problema de am decolat, am făcut. Acolo sus, senzorii avionului ăluia te ajută să câștigi lupta pe toate fronturile. Îți coordonează forțele de la sol, forțele din aer, forțele de pe mare. Asta înseamnă aviația, înseamnă mai mult decât a decola și a ateriza. De asta e foarte greu să faci un pilot. Uite, acum, de exemplu, noi mai cumpărăm două escadrile de F-16, scuze, din Norvegia. Sunt avioane aflate în uz, mai au cam 10 ani și peste cel puțin 10 ani viață, durată de viață. Sunt operaționale, din momentul în care ți le dau, tu doar le schimbi schema de vopsea, le pui sistemul tău de comunicații, cu sistemul de comunicații secretizat care e al tău, știi, și atât, zbor cu ele. E, avioanele alea, Norvegia nu poate să le aducă mâine și ți le pună în parcare. Ce faci cu ele? Ideea e că tu trebuie să ai piloți pentru toate avioanele acelea. Și nu e atât de ușor să faci un pilot. Nu e așa de ușor să iei un pilot de MiG-21 și să-l faci pilot de F-16. Piloții cu care am vorbit îmi spuneau, băi, s-ar putea să dureze 9 luni, un an să faci astfel de, un astfel de pilot. Și gândește-te că tu ai puțini instructori, că tu ai o singură escadrilă de F-16 și instructorii aia trebuie să creeze instructori la rândul lor care să... Deci nu e ușor. Adică, noi ne gândeam, mă, zbori, e greu să decolezi, să aterizezi. Nu, asta poate să facă oricine. Problema e ce faci acolo sus. Poliția aeriană, să fii pilot de luptă, înseamnă cu totul și cu totul altceva. Mult mai... Deci complicat, șeful. Nu e așa simplu. Deci nu, nu... jurnalismul este. Te duci, faci. Da, te duci, îl întrebi pe ăla, la spune tot, ca și cum abia aștepta să vină Adelin să-l întrebe ceva, nu? Da, e, nu știu, mie ți-am zis, mi-a plăcut că vorbeam de zbor. Dacă nu mi-ar fi plăcut, cu siguranță n-aș fi zburat și n-aș fi putut să aduce imaginele alea de acolo, care sunt, spun, îți schimbă imaginea. Bun, vine un pilot și spune, se pricepe sau nu la metafore și îți povestește că e greu, că suprasarcină, dar când vezi tu cum vine, cum zbori la 2-3 metri sub un avion cisternă și vine așa o țeavă mare, trece pe la jumătate de metru deasupra cabinei și se înfige în spate acolo, și în 5 minute îți dă 2000 de litri de combustibil de aviație, știi, când vezi chestiile astea, nu trebuie să zică nimeni nimic, știi, că tu dai imaginile pe post, omul să uite ce tamă, nene, bun. Când le pui pe Facebook, pe Instagram, ce ai făcut mă ieri, făceam așa, e un rahat, trebuie să facă altfel, trebuie să vină. A, bine, nu, asta e. cu părerea românilor care, da mă, dar nu dar așa, nu mă, dar nu, dacă te-ai uitat, Silviu, dacă citești comentariile în America, la fel, cine mă, ăla e un prost, mă, ăla, făceam eu, dacă eram, jucam, două goluri, dădeam. Social media, cred că Coelho a spus-o, că e o tribună pentru toți stâmpiții. Da.
oamenii dintr-o dată, când erai era doar televizorul, tu nu puteai să intri și să spui, ia uite-o bă, păiesc, acum e îmbrăcat, bă, cu roșu, ce... E, ori acum poți. Și pune unul o știre despre, nu știu, privighetori. Și în comentariu tu poți să spui, băi, proștilor, la mine se întâmplă așa, la voi altfel, sunteți niște fraieri, dacă eram eu, făceam. Și atunci, da, e... Există, în schimb, și aici jurnaliștii cred că au pierdut un pic lupta, a existat responsabilitatea ziarelor, care au Facebook, Twitter, ce mai au. Ar fi trebuit să asaneze respectivele. Nu e vorba de cenzură, dar când unul înjură, când îți ia morții, când ai, da. Adică ai o răspundere juridică directă. Sunt site-uri în România care au blocat comentariile după ce au pierdut procese. Pentru că pe site-ul meu l-a înjurat cineva pe Silviu și l-a făcut în toate felurile, el m-a dat în judecată pentru că vina e a mea. Pentru că și tu n-ai... Da. Le-a dat dreptate ălora care au dat în judecată și au spus, băi, site-ul tău, nu te supăra. Tu ești șef acolo, tu să moderezi, tu trebuie să moderezi. Da, mai mult decât moderat, Silviu, că eu pot să te înjur fără să vorbesc urât și să spun că ești un puturos, că nu-ți place munca... Frate, îți creezi un deserviciu, categoric. Ăla care moderează, zice, stai mă că n-am jurat. Eu am discuția asta cu Petrișor Obaie de la pagina de media. Și zic, băi, nu e corect, tu vii și ne verifici la deontologie pe toți, dar tu lași acolo, în subsol, la comentarii. Niște oameni, sunt mulți din TVR, cine mă, prostul ăla, bă, ăla, bă, nu, nu zice cu P, cu așa, dar, cum să spun? Îi face o imagine nasoală, clar. Te face țândări fără nicio dovadă, având numele XYK, e corect să faci asta? Nu-ți mai spun că tu publici o știre și fără să vrei, când deschizi știrea aia, vezi și alea. Automat îți abate atenția treaba aia de la ce era în propoziție, în știrea respectivă. Dar el de ce face asta? Probabil pentru că îi creează un trafic, pentru că mai află câte o bârfă. Dar e incorrect, inclusiv juridic. Și spun, știu... Sau că pur și simplu crede că nu e treaba lui. Noi, n-are cum să nu fie. Sigur îi convine dintr-un... Uh-huh. E un tip absolut ok, sunt amic cu el. Te-am zis, băi, nu e corect ce faci. Pentru că tu faci asta. Adică ce faci? Tu moderezi numai dacă zic... O jurătură. Urâte? Nu. Adică, dar toate minciunile, toate calomniile... Ei, mai sunt unele comentarii acolo pe site-ul lui. Începe comentariul și după aia spune acesta a fost blocat pentru că deci alea câte sunt alea cu înjurături. Alea sunt evidente. Dacă eu vin și spun că tu de fapt ești un om care fugi de muncă. Am furat, nu știu ce. Încă o dată, fără nicio probă, adică CNA-ul pentru noi la televiziune, da? A scris clar, frate, moderatorul în momentul în care are în studio un om care aduce acuze cuiva, trebuie să ceară probe. Las la o parte că omul ăla care e în studio are o față, are identitate și își asumă un proces. E, tu lași toți anonimii plini de complexe și de frustrări și de... Că numai un om cu necazuri mari poate să intre și să aibă bucurii că o face pe maică ta proastă, știi? Adică și tu îi lași pe toți ăștia și spui, noi, domnule, nu e responsabilitatea mea. Deci de asta spun, presa a pierdut un pic războiul ăsta. Încă o dată, libertatea de expresie este sacrosanctă. Dar asta nu are legătură cu libertatea de expresie. La școală înveți clar că libertatea ta se oprește acolo unde încalcă libertatea altă. Exact. Corect. Despre asta vorbim. Și presa a pierdut pentru că s-a bucurat de trafic de genul ăsta, pentru că fundamentaliștii ăștia care nu stau decât să împroaște cu rahat pe net, intră constant. Dacă te uiți la Petrișor Obaie, sunt aceiași oameni care comentează negativ. Și îți mândri că au pseudonimul fiecare. Dar știi ce e interesant? Și își țin, fie că țin partea lui Antena 1 sau partea lui Pro TV, țin cumva... apar ca și cum ar fi plătiți într-un fel. Eu sunt convins că nu sunt plătiți, ci sunt puși oameni cu necazuri. Sunt oameni exact cu necazuri la mansardă. Toți avem, da, mai mici sau mai mari. Da, le facem vizibile sau nu le facem vizibile. Eu spun că le știu pe alea de la TVR și eu cred că îi și recunosc pe unii de acolo. Adică îmi dau seama după tot complet, ce are Nic după... Dacu liber. De ce faci așa? M-a tras curentul. Necazuri. Da, dar era responsabilitatea noastră a presei și corect. Am greșit aici. Adelin, noi ne-am apucat așa să vorbim puțin cam ce faci tu în prezent, o mică parte din ce faci tu în prezent, dar de obicei
când ne apucăm noi de boomerul și milenianul, vrem să vedem ce face preopinentul nostru, ce a făcut în legătură și relația lui cu ceilalți oameni. Adică dacă tu în decursul devenirii tale ai fost influențat de cineva sau tu prin ceea ce faci influențezi pe cineva acum și așa ca să-ți facem repede, să te analizăm, ești generația X, n-ai ce da, să faci, clar. Ești 1975, da. Ești cam la câțiva ani după decreței, deci nu așa mai ești decrețel de la 67-70, ești post-decrețel, dar tot cu cheia de gât cred că ai fost, cum, cam ca toți care au fost așa. În perioada respectivă. Cum a fost devenirea ta, să spunem, în liceu? Te anunța de pe atunci că vrei să devii jurnalist? Sub nicio formă. Sub nicio formă. Au fost oameni care m-au influențat. Profesorul de română, de exemplu, Gheorghe Popescu, Dumnezeu să-l ierte că a murit, i-a fost profesor și maică-mii. A fost unul dintre cei mai buni profesori de română din Buzău, de la liceul HDU din momentul ăla. El m-a dus pe munte. El ne-a dus pe munte. Cred că am bătut bucegii din clasa 9 până între a 12-a, diriginta de fizică, foarte tânără. El era mai în vârstă. Tănăsescu, la fel, ne ducea pe munte. Lăsând la o parte fizica, ne-a dus, ne-a plimbat, ne-a arătat ce înseamnă să stai cu cortul, să stai la cabană, să respecti muntele, să n-arunci pe jos. Profesorul de matematică, am avut profesor de matematică, Bogdan Enescu. Era foarte tânăr și el avea vreo 30 de ani, cred că la momentul ăla, un tip căruia îi plăcea rock-ul. Cu el nu făceai doar matematică, omul cu medalii de aur la Olimpiada Internațională, să ne înțelegem. Vorbeam cu el despre rock, despre engleză, despre viață, despre, nu știu, filme. E foarte important să ai astfel de profesor care să deschidă ochii, exact. Da, exact. Și oamenii ăștia sunt convins că ne-au modelat și n-ai cum să nu fii recunoscător, pentru că e clar, îți spuneam, omul ăla venea și ne spunea maxime și râdea și făcea glume și ne spunea, făcea jocuri de cuvinte în alte limbi și ni le explica și, adică era mai mult decât un profesor de matematică, mai erau profesori de matematică foarte tari și în vârstă în momentul ăla în liceu și chiar vorbeam cu un prieten care a fost cam de generație cu mine în liceul ăla, dar la alt profesor, mare, monstru sacru, și spunea, băi, era ca un robot. Știa matematică și atât. Bogdan Enescu glumea, făcea glume. Aveam un prieten care s-a făcut polițist și el zicea, pe tine nu te întreb nimic, că tu dai la poliție, nu trebuie matematică. Adică omul avea foarte mult umor, era foarte relaxat. Mult mai relaxat, de exemplu, decât era diriginta, care era foarte tânără și ea. Cam de aceeași vârstă, dar era altfel femeia. Dar de la fiecare învățai câte ceva. Și nu cred că e vreun om care să spună că, domnule, pe mine nu m-a marcat, nu m-a tușat, n-am învățat nimic de la nimeni. Întotdeauna înveți de la... Dar ai avut vreo relație mentor-discipol în adevăratul sens al cuvântului, crezi? Băi, nu știu. Așa am avut la Tele7, că acolo am început televiziunea, acolo l-am cunoscut pe Coșarcă, care era prezentator și ne-a fost șef acolo. Sunt convins că am învățat, dar nu pot să spun că m-a luat cineva sub aripă și mi-a zis, bă, prietene. Cred că Feri Vojoș, iarăși a fost profesor la jurnalist, Dumnezeu să-l ierte, a murit. El a fost redactorul nostru șef la radio, că am început la 2M Plus la radio și ulterior la Tele7. Și el cred că a fost omul care m-a ajutat cel mai mult, inclusiv a insistat să scriu și am scos vreo două cărți datorită lui. Și m-a bătut la cap și a fost și editorul cărților, adică a fost primul care l-a citit înainte să ajungă la editură la Polirom. Da, cred că Feri Vojoș era ungurul care îi umilea pe români în limba română. Limba română, vorbea asta. Română impecabil și știa română impecabil. Un tip senzațional, un om mult mai în vârstă decât noi, care când se enerva vorbea să te ferească Dumnezeu să primești în piept așa ceva. Îți dădeai seama însă cum nu făcea cu răutate. Și, bine, nu te înjura pe tine direct, dar ce era la gura lui, ți-am zis, se încrețea părul. Dar un tip care ne-a învățat, nu numai pe mine, pe mulți, multe. Și da, cred că a fost cea mai apropiată. Și m-am întâlnit cu el de-a lungul timpului. M-am întâlnit cu el în antenă ulterior.
m-am întâlnit cu el de-a lungul carierei. Și cum ai, din liceu, cum ai ajuns totuși la jurnalism? O colegă de liceu, prin ultimul an de liceu, mi-a zis că, uite băi, e un radio care caută DJ în Buzău. Noi de la petreceri pe vremea aia, nu vreau să-l tușez pe Silviu, dar noi stăteam, dansam, ascultam rock și ascultam Divertis, că era Divertisul pe casete. Și apropo de oameni care te influențează, fără doar și poate umorul vostru ne-a schimbat și ne-a schimbat în bine pe mulți din generația mea. Și l-ascultam pe Ghiuri Pascu, vreau să spun că și acum știu bucăți. Frate, mamă, ce, cum era? Corul fetelor samurae, da. Nebuniile lui, știi, și Arabul juca de tine. Și, deci la petrecerile alea noi ascultam rock, mai și, ascultam și blues ca să dansăm cu fetele. Normal, așa, la sfârșit, doamne, așa. Și Divertis. Și Divertis pe casete. Și casete, cred că de-aia, înregistrate după televizor, îți dai seama, adică nu. Și vorbeam, eram locvace și tipa asta mi-a zis, Dana Fetic, zice, bă, dar nu trebuie să te duci, că tu ești cu gura mare, așa, cu... Ei, și m-am dus. Și m-am dus la un radio, Radio Media, erau doi patroni, foarte tineri, studenți amândoi. Unul m-a plăcut, unul nu. Culmea, ăla care nu m-a plăcut, părinții ăluia erau prieteni cu părinții mei, ne știam destul de bine, dar el nu era mai rece, mai... Ăsta altul m-a luat pe lângă el, m-a învățat butoane și am început să fac... De ce ai intrat în radio? DJ-ală de aia. DJ-ală în anii 90, FM în anii 90. Muzică, deci ce spun eu, se întâmplă 93-94, ceva în genul. Muzică. De la ce oră ai intrat? Noaptea, făceam butoane noaptea, dar nici nu vorbeam. Când am vorbit prima dată, cred că am avut orgasm, adică stai seama, n-aveai voie. Și tipul a fost extrem de bun și de ok și m-a luat și mi-a arătat și m-a lăsat să fac nebunii. Cred că am lucrat un an, n-am luat un ban. Un ban. Nici n-am lucrat de luni până duminică. Dar ai învățat abecedarul. Exact. Am lucrat la un alt radio din Buzău, unde făceam naveta, că eram student în București, veneam vineri, sâmbătă și duminică, fără să știa ei de multe ori, și făceam butoane și vorbeam și chiar mă gândeam, mama, să nu asculte mama, că află că sunt în Buzău și n-am trecut pe acasă. Vai de mine! Da. Și la un moment dat, patronul radioului, eu nici nu mai știu cine era, l-a vândut. Cel care l-a luat a făcut o selecție. Și a zis, mai să vedem ce oameni avem, cum. Și a chemat de la București pe Claudiu Săftoiu, care e buzoian, și pe Vlad Pufu, care a fost la evenimentul zilei pe vremuri, un ziarist foarte bun și foarte cunoscut. I-a chemat, ca ei fiind buzoieni, băi, hai să vedeți, să-mi spuneți ce am și eu acolo. Și era cu întrebări, cu engleză, ce limbi știi, cunoște. Și la un moment dat pune-mă întreabă, dar tu ești distrus la cap, tu stai în București și vii încoace, adică nu ți-e mai ok să lucrezi în București? În București, da. Și așa am ajuns să lucrez la 2M+. Și am lucrat un an, doi cu Feri Voșoș, lucram la agenție de știri și făceam UDMR, PRM, extremele. Și PDR. Asta acopeream eu ca reporter de agenție. Și ca să mai scot un ban, Feri Voșoș mă punea să traduc de pe AFP, hockey, sport, și că aveam un flux de agenție. Ulterior, în 95 au plecat mulți la Pro, inclusiv Mândruță, am fost coleg cu el acolo, el era la Tele7. Și au plecat la Pro și au avut nevoie de oameni noi. La Tele7. Și ne-au luat de la agenția de știri și radio-ul lor. Și așa am intrat în televiziune. Și așa un simplu băiat din Buzău, cum caracterizezi tu. De dincolo de McDonald's. De adică dincolo de McDonald's. Două. Bine, atunci nu era McDonald's. Da, acum trebuie să respectăm adevărul istoric. Corect. A ajuns în București la... Da? Antena 1, mulți ani la antenă. Mulți, un deceniu. Da. După care un pic de realitatea și TVR. Da. Și câteva luni de Euronews până se emite Euronews-ul anul ăsta. Îți amintești când ai plecat prima oară într-un loc de conflict? Cum să nu? În Liban, în 96, de la Tele7. De la Tele7. În sudul Libanului. Libanul, sudul Libanului era încă sub izraelieni, a fost ocupat de izraelieni, cred că până 2000, și eu atunci am fost la granița cu sudul ocupat de izraelieni și am ajuns dintr-o întâmplare, pentru că noi încercam să facem un interviu cu Abdullah Öcalan, cu liderul PKK, și am avut... Dar ce treabă avea sud... Stai să vezi, am avut o combinație, că ajungem și facem acolo, știi, care a căzut. N-am mai, el era foarte căutat la vremea aia, acum e în închisorile turcești, dar la vremea era foarte căutat și
s-a purtat un personaj așa interesant, am aranjat cu niște oameni din PKK, am ajuns acolo, n-am mai ieșit ce a trebuit să iasă și am făcut niște reportaje în partea de sud, unde situația era foarte tensionată. Ajunsesem acolo după masacrul de la Cana, imediat la scurt timp, au bombardat izraelienii un adăpost al ONU și muriseră foarte mulți copii, muriseră multe femei. Și am găsit o atmosferă foarte tensionată și am făcut niște reportaje, când trebuia să nu ne întoarcem cu mâna goală, știi cum e. Și au intrat pe post, la Tele7, adrenalina a fost la un nivel ridicat. Mi-aduc aminte că la un moment dat făceam... Erai și cu, scuze-mă că te operator. Cu operator. Da, nu era... Hai Noghi, care acum e coleg cu mine la TVR. Și Mișu Noghi, făceam un stand-up chiar pe frontieră. Știi? Și la un moment dat cineva urla în arabă la noi. Nu știam arabă, Mișu nu știa arabă. Și ăla când a văzut că suntem ca viței, așa ne uităm la el, ne-a în engleză. Băi, prietenilor, nu vă mai dați încolo că e zonă minată, călcați pe vreo mine și săriți în aer. Că Mișu zicea, dă-te mai în spate, să fie mai frumos, să fie... Dă-te mai în spate, să fie frumos cadru până când... Să zburăm frumos. Aveam exact 20 de ani. Exact 20 de ani. Și mi-a plăcut, mi s-a părut foarte intens. Spuneți că adrenalina a fost... Ai simțit-o din plin atunci? Da, pentru că... Na, eu nu văzusem așa ceva decât în filme și... Bun, și după aia te-ai cerut tu la zonă... Da, dar și acum, și... Adică nimeni nu te trimite. Sincer, și acum, aha, orice redacție din București... Nimeni nu-și asumă, mare, practic, o responsabilitate, nu? E ca și la ce spuneam cu filmat în avioane. Dacă nu ai un oarecare sentiment de confort... Și, uite, vreau să plec în Afganistan în septembrie. Și operatorul cu care lucrez eu de obicei nu poate să vină din motive obiective, legate de familie, da, mai mult decât obiective. Și mi-a fost foarte greu să găsesc un alt operator. Adică, doi mi-au zis, stai, vorbesc cu nevasta, stai și știi, și să nu știu ce. Și, dar e periculos? Băi, e periculos pe DN2 când te duci la Buzău, că are o bandă jumate și te lovește tirul. Da. Nu știu. Adică, nu poți să-i obligi pe oameni să vină. Și da, mulți nu vin. Și găsesc unii motive, alții chiar au motive să nu vină, unii... Știi cum e, e greu, dar nu te poate obliga nimeni și nu te obligă nimeni, nicio redacție din lume. Dar aș vrea să te întreb ceva, acum fiind și eu tată de vreo 2 ani de zile, să-ți trăiască, mulțumesc mult, mă tot gândesc la experiența pe care ai avut-o tu, la prima ta experiență după ce s-a născut Smaranda, fetița ta, când ai plecat, Libia am fost. Când ai plecat la scurt timp după tot într-o Libia, zonă din asta, da, de conflict. Cred că Libia a fost. Câte luni avea ea atunci? Sau Ea s-a născut în decembrie 2009, Libia e în 2011. Deci avea un an și un pic. Avea un era an mai și un mică pic decât al tău, dar da, oricum a fost destul de dubios pentru că am început să-mi pun întrebări pe care nu mi le puneam. Asta vreau să te întreb. Cum, adică... E stupid să te întreb dacă nu ți-a fost greu să pleci, că bănuiesc că ți-a fost greu să pleci, dar cum ai... Ai alte lucruri care îți complică existența, că și înainte te gândești, femeia cu care ești, părinții sunt ăia care suferă, pentru că stau acasă și nu știu ce e acolo. Tu acolo suferi mai puțin pentru că vezi unde ești, cum ești, îți vezi de treabă. Te iei de foarte multe ori cu treaba și de multe ori ți-e mai frică atunci când vii acasă și se sedimentează niște amintiri, știi? Dar ei... E acasă, tot timpul stau. Ce face, cum face, dacă poți să suni, dacă nu suni, de ce n-ai sunat, dacă suni, auleu, să nu se fi întâmplat ceva. Dar după ce am avut copilul, a fost și mai complicat, pentru că tu te întrebi, băi, da, o fi bine, da... Adică, și mai e o treabă, odată cu îmbătrânirea, devii mai prudent. Categoric. Și descoperi resorturi pe care tu nu le aveai în momentul. Adică eu în 96 am plecat cu capul înainte, în 97 am fost ostatic în Albania la circuitele piramidale, când au căzut circuitele piramidale, tot de la Tele7, eu și Cosmin Herea, care acum e operator șef la Antena 1, am plecat acolo. Mi se pare că Gelul Tofan ne-a sponsorizat, nu mai știu, că nici bani aveam, în sfârșit a fost o chestie de asta. Așa, am dat eu niște telefoane, că tu dai telefoane, adică eu dădeam telefoane și pentru sponsorizări, eu eram one man show. Și am plecat ca niște demenți. Am tras vreo 3 cadre, după care ne-au luat ostatici ăia de pe aeroport, care erau niște militari, dar au zis că suntem teroriști, că aveam veste antiglon și... Deci voi erați în aeroport. Exact. Și noi n-am părăsit aeroportul vreo 48 de ore. Am fost ținuți cu pistolul la cap, în salonul oficial. Ne-au pus să facem pipi contra vântului. Ne duceau afară numai ca să facă mișto de noi. Și vedeau cum bate vântul și ne puneau pe pistă. Exact. Deci dacă
asta s-a întâmplat în 97. Dar v-au și agresat fizic? Nu, 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 au fost oameni foarte ok, doar că nu ne-au lăsat să plecăm. Și au făcut mișto de voi. Voi aveați acte cu voi, că sunteți Tele7, că sunteți reporter, că ați venit. Era nebunie. Deci, dacă vă faceți aminte sau dacă vă uitați acum, citiți, o să vedeți că la ei prăbușirea FNI-ului lor a fost... Prăbușirea țării, de fapt. Exact. Și au spart depozite de armament. Acolo am văzut o femeie bătrână de vreo 70-80, nu știu, ceva de genul ăsta, târa după ea o mitralieră de companie. Pentru că se spărsese un depozit de armament. Și... Să ducă și acasă ceva la copii. Ei, și ăștia nu ne-au bătut, nu ne-au făcut nimic. Ne-au ținut vreo două zile aproape. Am mâncat o singură dată în alea două zile. Foarte puțin. Ne-au dat apă, am băut apă, cafea. Și am stat, culmea, în salonul oficial, deci dormeam pe canapelele alea din salonul oficial. Și la un moment dat, niște jurnaliști care plecau din țară, ne-au văzut că, au văzut că aveam cameră profesională, aveam beta. Și au zis, băi frate, ce-i cu voi? Și am zis, băi, uite, ne țin ăștia aici, dacă puteți, unde ajungeți? Nu știu, zburau prin Bulgaria, habar. Dați de veste. Sunați la ambasada României, căutați, vedeți. Și oamenii ne-au ajutat. Și a venit cineva de la ambasadă, ne-a urcat în primul avion și am plecat la Sofia acasă. Aveam trei cadre trase. Da, adică se întâmplă și de asta. Legat de ce spuneai acum de one man show, mie mi s-a părut senzațional că momentul pe care l-ai avut cu Yasser Arafat, o întâlnire care bănuiesc a fost 2002. Senzațională, la fel ai fost operator. La fel ai fost one man show, da, adică tu ai făcut TV-ului în Israel, da, și n-aveam operator, aveam cameră. Dar n-aveai operator tot așa pentru că din nu cauză de bani. Nu a vrut nimeni sau nu, din cauză financiar. De bani. Financiar. Dar vreau să numai înainte de a răspunde, tu căutai oamenii care să te ajute sau era redacția care îți făcea? În redacție zici tu. Sau cum? Da, când pleci, eu îi căutam. Când pleci tu, bun, vreau să vorbesc cu Arafat. Există o chestie la Ministerul de Externe, vorbești prin cineva. Dai tu telefoane la niște tipi? Dai tu telefoane la niște tipi, dar eu eram deja corespondent în Israel, eu stăteam acolo, okay. eram în Ierusalim. Uh-huh. Eu am stat în Ierusalim pentru TVR, corespondent, și n-aveam bani și de operator și filmam singuri. Făceam stand-up cu telecomanda, puneam trepied, uite așa, și zoom in, zoom out. Și când te duceai acasă, vedeai că ți iese o țeavă de tund în spate, ți iese un stâlp în cap, pentru că numai operator nu erai, îți dai seama. Și de multe ori, fac o paranteză, râdeau militarii israelieni, chiar râdeau și ziceau, băi, te-am lăsat că ne-am distrat și noi un pic, așa să vedem cum te chinui acolo. Și am făcut interviul ăla, m-am chinuit, am vorbit inclusiv cu oameni de la noi, de la ambasadă de acolo, știam, oameni care s-au apropiat de palestinieni, oameni care aveau relații cu palestiniene, aveam români care locuiau în Cisjordania și în Gaza și încerci pe toate fronturile. Știi, cineva știe pe cineva, care știe pe cineva, care îl știe pe unul de lângă Arafat. Și așa am făcut interviu. Și da, l-am filmat singur. A fost primul interviu pe care Arafat l-a dat la TVR după 1989. De fapt, el cred că a dat trei interviuri pentru România. Înainte a luat Miora Roman, înainte de 89, doamna Miora Roman, vorbitor de arabă și așa. După 89 a fost ăsta primul, doar luat în 2002 și undeva, cred că prin 2003-2004, tot pentru TVR, Cristina Liberis. Am da, 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 da. De la, ăla mi-l amintesc. Astea da. Sunt. Uh-huh. Și da, am filmat Arafat când a intrat în cameră. A fost o perioadă, eu l-am prins în probabil cea mai neagră perioada lui și a avut destule perioade complicate. Tsahalul încercuise, armata izraeliană încercuise cartierul din Mukata și practic izraelienii se jucau cu ei. Le-au tăiat apa, le-au tăiat curentul. Cred că nu mai aveau nici mâncare. Avansau un pic, le spărgeau gardul, se retrăgeau și a stat sub asediu. Cred că am fost a treia echipă. Zic a echipă pentru că cu mine mai era un prieten palestinian, fotograf, care el m-a ajutat în teren să mergem. Era greu de ajuns, practic, pentru că era zonă de excludere. Și tipul ăsta, fotograful ăsta palestinian, care lucra pentru AP sau Reuters, nu mai țin minte exact, deci de asta zic că eram echipă. Dar cred că eram a treia sau a patra echipă care a ajuns la Arafat în perioada aia. Știu că prima fusese a CNN-ului și era Brent Settler, care cred că s-a retras, a lucrat foarte multă vreme în Beirut, era vorbitor de arab, a fost șeful CNN-ului în Orientul Mijlociu, a stat în Beirut foarte mult și îl știa, se știa cu Arafat, erau prieteni la nivel de salut, ce faci, bună ziua. E, și ei intraseră, cred că primii, cred că a mai fost o echipă de la AP
Și pe urmă noi, eu și palestinianul ăsta. Și da, am filmat, Arafat când a intrat în cameră, ți-am zis, era destul de dărâmată clădirea, am fotografii de atunci și imagini, era, se vedea înăuntru biroului lui Arafat, adică de afară se vedea înăuntru, erau în camera în care am făcut interviul, dormeau niște soldați, odihneau niște soldați din Forța 17, garda lui Arafat, i-au dat afară repede, au curățat așa, au pus o poză cu moscheea Al-Aqsa în spate și acolo am făcut interviul. Și Arafat când a intrat, a încercat să dea noroc cu reporterul, știi, că na, și eu eram reporterul, am oprit camera, hai noroc, pac, am filmat la loc și întrebările, pentru că a fost filmat gen interviu, da, întrebările le-am filmat după ce a plecat Arafat cu un bodyguard care a lăsat pistolul mitralieră jos, i-am spus, uite, prietene, tu stai acolo, cadrezi așa, am făcut eu cadru și ține așa până zic eu 15 întrebări sau câte am avut și am zis și pe urmă l-am montat ca, da. Le-ai tăiat ca da. Și cum, deci ai făcut... L-au editat băieții acasă la București, dar știu că a fost interesant că le-am zis atunci, băi, luați-mi și mie spațiu de satelit un sfert de oră că vreau să vă dau un interviu cu Arafat. O să am, dar exact la glume așa, hai mă lași, dă-te de aici. Și pe urmă zis, băi, nu pot să cred, pe bune, da, da. Și a fost o chestie care te marchează ca jurnalist. Ideea e, când întâlnești oameni mari ca jurnalist, să nu te las copleșit de moment, pentru că exact atunci pierzi lupta cu respectivul om. Bun, Arafat n-a făcut dezvălurile ele mai mari în interviul meu, dar îl vedeai cum încearcă să joace. Eu îl întream, dom'le, da, sunt sinucigași care se aruncă în Israel în aer. Eu locuiam în Ierusalim, n-aveam o săptămână fără un sinucigaș, adică la autogară, în piață, în autobuz. Trăiam pe acolo, știu cum era, nu mergeam cu autobuzul, îți dai seama că sub nicio formă nu luam autobuzul. Și îl întrebam, zic, da, nu poți să controlezi, a, nu, eu asta, nu, adică omul era extrem de experimentat și nu pica în capcane de genul ăsta, știi, adică ești totuși liderul autorității palestiniene, nu poți să faci ceva, nu e și vina ta că se întâmplă lucrurile astea. Dar a fost, n-ai cum să nu fii totuși un pic, wow, că îl știam pe Arafat de înainte de 89, eram copil și îl vedeam la televizor că se întâlnea cu Ceaușescu. Categoric. Știi? Și în momentul în care ajungi, trebuie să ai o oarecare, știi, să stăpânești un pic emoțiile, pentru că tu trebuie să-l și întrebi pe omul la ceva, nu doar să fie o chestie de complezență. Și cred că ai fost și în mormântare după aia, nu? Am fost la mormântare, eram la Antenă deja. După, ăsta a fost interviu pentru TVR și la mormântare am transmis pentru Antenă și a fost iarăși un moment foarte intens, pentru că imaginați-vă că au fost 10.000 de oameni, la un moment dat nu mai puteam transmite, deci între mine și camera care mă filma erau oameni și stăteam așa și strigau în momentul în care a venit elicopterul, cred că un elicopter iordanian i-a adus sicriul, când a aterizat elicopterul, oamenii au nebunit parcă, știi? Și dintr-o dată oameni pe care îi vedeam, erau 10.000 de oameni în jurul meu, toți au scos arme, frate. Și toți au scos pistoale AK-47 și au început să tragă în aer. Deci am un stand-up, cred că îl găsim în arhivă la Antenă, Cristi Tamaș era operator, deci mi-a zis, băi, mă loveau tuburile goale, păi mine mă loveau tuburile goale trase de ăla din dreapta mea, că arma le arunca în capul meu și vorbeam și ea trăgeau în aer. Și ziceam lui Tamaș, zic, Tamașe, fii atent că adunăm morții acum după, nimeni nu a fost rănit. Ăsta e obiceiul. Au tras la bucurie, da. La bucurie și la tristețe când ai, deci adrenalina e la maxim, doar asta fac și la nuntă. Da, da. Deci la nuntă, marea chestie la ei este să tragi cu pistoalele în aer de bucurie. Dar eu am crezut că o să iasă Silviu omor, pentru că eram om lângă om, 10.000 de oameni, nimeni n-a fost rănit. Și după aia s-au retras, după ce l-au băgat, au plecat cum se retrage apa, știi, pac, nimic. Dar a fost, adică și cu imagini tari și a fost un moment intens și la un moment dat noi transmiteam de pe, era o clădire la nivel de schelet doar, în incipient, știi, și un nivel incipient și eram undeva pe la etajul 3 ca să vedem frumos. Crede-mă că în momentul în care au început să vină, se urcau pe stâlpii ăia, că nu e, scările de acces fuseseră blocate de cei care organizaseră feed point-ul acolo, și se urcau și la un moment dat ne gândeam dacă mai ține structura aia cu noi. Dacă mai, că eram atât de mulți pe un schelet firav și ne gândeam cum să cadă. Adică
Am avut așa, zic, băi, ce facem, frate, că urcau ca în Terminator, dacă vă aduceți aminte. Da. Când se coagulează bucățelele alea din Terminator, așa, exact așa erau, să urcau. Da. Am mai prins iarăși o înmormântare mare de genul ăsta, a fost a lui Imad Mâgnia, care a fost șeful serviciului secret al Hezbollah și a fost asasinat de... israelieni. Probabil. Nu știm. N-a fost de față, da. Și eu trebuia să... Era în 2008 și eu mă dusesem cu Dan Gecui de la Antenă și trebuia să facem un interviu cu Ayatollahul Mohamed Fadallah, care era liderul spiritual al Hezbollah. Cel mai respectat lider șiit în momentul ăla, un om pe care CIA îl căutase să-l omoare prin saudiți, saudiții băgaseră bani să-l arunce în aer până în 1980, omul care îi binecuvântase pe sinucigașii care se aruncaseră în aer și omorâseră militari din Forța Internațională din Beirut până în 80. Și când am ajuns, am aterizat pe aeroport în Liban, în Beirut, toate televizoarele erau înroșite, fusese asasinat Imad Mâgnia. Deci mi-a căzut fața. Zic, frate, să vezi cum plătesc eu deplasarea asta din buzunar. Că nu a putut să fac nimic. E clar că se închide totul, adică shutdown la tot. Ăsta era cel mai important lider militar al mișcării Hezbollah. Și am zis, gata, s-a terminat. Oamenii cu care vorbisem eu și care vorbiseră cu Hezbollah-ul au zis, bă, stai că nu-i totul chiar așa pierdut, dar arată trist. Și am fost, zic, hai să mergem măcar la mormântare la Imad Mâgnia, măcar să facem o știre ca lumea. Și la fel a fost cu liderul Hezbollah, care a vorbit prin satelit că el nu vine niciodată acolo să nu fie asasinat. Ministrul de externe iranian, a fost cu și foarte multă lume. Și iarăși a fost un moment de genul ăsta, de asta zic, intens. Am stat acolo în mulțime, am filmat procesiunea. Și până la urmă am avut noroc și am făcut și interviu cu Mohamed Fadallah, dar am fost așa, până în ultimul moment am zis, păi iese, nu iese, și a ieșit. Și există filtre, te controlează să vadă cine ești? Adică... Inclusiv ne-au controlat cu detectoare de metal când am intrat într-o casă, când ne-am dus să vorbim cu unul dintre consilierii lui, ne-am întâlnit cu el într-un loc. Fixerul cu care lucram eu și cu șoferul pe care l-adusese el, ne duceau acolo unde ne văzuserăm cu omul ăsta și la un moment dat ne oprește o mașină, frânează în fața noastră și au început o discuție în arabă și zic, mă, dar ce Dumnezeu discută atâta? Ăla zicea, veniți după mine și ăștia ziceau, lasă-mă, nene, că noi avem treabă, ne ducem noi unde. Și ăla îi spunea, bă, prietene, știu ce treabă ai, crede-mă că hai cu mine. Și ne-au dus într-o cu totul și cu totul altă locație și am filmat cu Fadallah. Ne-au controlat, am filmat atunci chiar la rugăciunea de vineri, asta a fost înainte de interviu, ne-au dus la rugăciunea de vineri în moschee, unde el ținea predica. Era un personaj foarte controversat. Normal că spunea moarte Americii, moarte Occidentului, moarte așa și așa mai departe, dar pe de altă parte vorbea despre egalitatea femeii cu bărbatul, ceea ce era religia super progresist. Și era, da. Și a murit în 2010, 2 ani mai târziu, cred că de pneumonie. În 80 i-au pus o mașină capcană în față, au murit foarte mulți atunci, dar el a scăpat. Scăpase din niște tentative de asasinat. Cum erați voi priviți ca români? Adică aveați un statut separat față de restul Occidentului? Pentru că noi, fiind europeni, cred că pentru ei, cel puțin pentru cu cât te duci mai către Asia, noi suntem și noi Occident, clar. Adică absolut, suntem adică unul la unul. Acum cred că și mai mult. Gândesc și mai mult, că suntem în UE. Da. Corect. Abia eram intrat în UE de un an. De asta cum erați priviți altfel? Așa. Tu gândește-te că Osama Bin Laden până 88 a dat un interviu pentru un post american de televiziune. Adică chiar dacă pe tine te privesc ca pe un occidental, ei te privesc ca pe un ziarist. Adică tu ești un vector care poate să le ducă mesajul în partea cealaltă. Adică... pe mine nu mă interesează dacă mă privesc ăia într-un fel sau altul. Mă interesează să mă privească exact așa cum sunt, adică ce sunt un ziarist. Dom'le, ăsta e un ziarist și noi vrem să vorbim. Mai mult m-a interesat dacă ei aveau, cum să spun, erau mai
mai drăguți cu românii, pentru că avuseseră dinainte de Revoluție, avuseseră o relație mai bună cu, nu există, cu Ceaușescu, nu, sau nu există. Dar nici n-am fost făcut prin niște români interviul ăsta, adică l-am făcut prin niște prieteni libanezi care știau pe altcineva, care știau pe altcineva, care știau pe cineva în grupare. Adică nu avea nicio legătură cu România aranjamentul ăsta, ci eu eram român, atâta tot, dar oamenii care erau pe fir între mine și Mohamed Fadalla erau libanezi. Toți erau libanezi. Crezi că conflictul ăsta între Israel și Palestina o să se termine vreodată? O întrebare de Nobel. Nu pot decât să sper, și ei pot, și ei speră de ambele părți, pentru că indiferent de ce parte a zidului, între ghilimele, e o metaforă, da? Deși știi că au ziduri la frontiere, deci indiferent de ce parte a zidului te duci, o să găsești oameni care vor pace și care vor, și sunt oameni, și eu am stat în Israel destul de mult atunci și aveam prieteni israelieni care îmi spuneau: băi nene, la un moment dat cred că ar fi bine să ne așezăm toți, și noi și ei, să tragem aer în piept, că de multe ori ne dăm seama că ne urâm, dar nu mai știm de ce, ci ne urâm din inerție. E foarte complicat. Cea mai mare complicație, între ghilimele, ar fi Ierusalimul. A, bine, acolo e... Toate discuțiile de pace se opresc la Ierusalim. Israelienii spun: nu, domnule, e al nostru. Aia spun: nu, e al nostru. Hai să-l împărțim. Nu-l împărțim. Și atunci, bun, și dacă îl împarți, cum îl împarți? Nu poți să tragi o linie la jumătate. Ai moscheea Al-Aqsa mai încolo. Ai fost, ați fost. Da, 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 am fost. De asta zic, e greu. Probabil că la un moment dat, deși omul s-a dovedit animalul care nu obosește să urască. Adică, uite-te, de când am apărut pe planetă, nu cred că am avut o zi fără un război. Că multă lume mă întreabă: bă, tu ai plecat la Euronews și n-ai apucat să te duci în Ucraina, îți pare rău? Bă, nu-mi pare rău, că la câte războaie sunt în lumea asta, ar trebui să... Și cred că am și îmbătrânit eu, am ajuns la o anumită maturitate, adică gândește-te că n-am... Te mai și saturi să vezi atâta nenorocire. Gândește-te că n-am avut o zi fără război pe planeta asta. Găsești războaie. E greu de spus ce se întâmplă acolo. Și foarte multe mișcări de o parte și de alta. Sunt oameni de toate calibrele și facturile și de o parte și de alta. Sunt oameni care ar vrea pace, sunt oameni care au luat Nobelul pentru pace și dintr-o parte și din alta. Arafat e un personaj... Și Arafat a luat Nobelul pentru pace. Continuă să fie un personaj controversat. Gândește-te că el, din cel mai căutat terorist al momentului până 70-80, a devenit laureat al Nobelului pentru pace. Și a fost un premier israelian care a luat Nobelul pentru pace și care a fost asasinat. E o zonă complicată și în zonele astea e greu să vii cu răspunsuri tranșante. Bine, și, ai cum? Și cu întrebări: băi, crezi că se termină? Dacă mă raportez la ce m-a învățat diriginta mea la fizică, pot să spun că energia la un moment dat se termină și foarte probabil, știi, nu există la infinit o reacție. Orice reacție la un moment dat se termină. Nu știu dacă e așa. Uite, omul a dovedit că de-a lungul timpului... Știi de ce cred că va mai dura ceva? Pentru că tot timpul există, au fost, cel puțin în anii 90, începutul 2000, erau plutea ca și cum gata, de mâine va fi pace. Era cel mai aproape, că erau cei mai tari, Arafat. Atunci s-au luat Nobelul. Exact. Atunci a fost cel mai aproape de pace. A venit Netanyahu, s-a terminat, au început altele, acum sunt tensiuni. A fost Sharon, dar Sharon care a lăsat Gaza, adică Sharon care era unul dintre cei mai decorați și mai lăudați generali și un tip foarte dur, e omul care și-a asumat înjurături multe, pentru că s-a retras din Gaza. A fost retragerea din Gaza, adică eu l-am văzut de multe ori acolo pe Sharon și chiar nu m-aș fi așteptat să-l văd făcând o astfel de mișcare. Sunt oameni senzaționali și de o parte și de alta, sunt oameni extrem de deștepți și de pregătiți și de o parte și de alta. E foarte multă sărăcie în zonele israeliene, palestiniene, dacă te duci în Gaza. Deci Gaza cred că e locul, cred că a rămas așa, nu mai știu, dar așa era cel puțin atunci, cu cea mai mare densitate de populație de pe planetă. Și găsești acolo mulți oameni care literalmente se târăsc prin viață, de la o zi la alta. Le înțelegi frustrările și pe ale unele, și pe ale unora și pe ale celorlalți, dar e foarte greu, e foarte greu să-ți dai seama, pentru că dacă iei istoria de la un punct,
îi dai dreptate unuia. Dacă te duci mai în spate, mai în spate sau mai în față, nu știu cât, dai lui la alt. E foarte greu. E greu. Și e greu să acoperi zona aia. E foarte greu. Uite-te, acum e un mare scandal cu jurnalista de la Al Jazeera, parcă era, nu mai știu de unde, care a fost ucisă, care a fost ucisă de, nu? De forțele izraeliene. Și e foarte greu să transmiți din zona aia. E foarte greu. Există cenzură. În Israel există cenzură, armata se poate cenzura materialul. Mi-aduc aminte cum am pitit interviul ăla cu Arafat, pentru că la Oadică, dacă cineva mi-l găsea la un post de control, putea să-mi ia, pentru că eu intrasem într-o zonă care era zonă de excludere, era o zonă exclusiv militară, declarată. N-aveai ce să cauți acolo. Nici jurnaliștii n-aveau ce să caute. E greu, e foarte multă tensiune, sunt foarte vocal și foarte... atenți și sar imediat și unii și alții. Ia, și, păi, și vin tot și e volatil. Nu, dar încere, e foarte multă presiune pe tine care scrii. Adică la un moment dat riști să o iei razna, pentru că israelienii imediat vin și noi spuneam, de exemplu, capitala Tel Aviv, ambasadele erau în Tel Aviv pe vremea aia și americani erau acolo. Nu, capitala noastră este Ierusalim. Dom'le, lumea întreagă de-aia și și-a pus lumea acolo, ambasadele, tocmai pentru că ăla e în dispută și încearcă. Și palestinienii la fel, de partea la alta. Ai zis nu știu ce, ai scris nu știu ce, ai făcut nu știu ce. Deci este o zonă extrem de greu. Și unii și alții imediat sar, imediat fac presiuni, imediat sună. E greu să fii ziarist în zona aia. E foarte mare responsabilitatea, pentru că lucrurile astea te afectează când vezi că imediat îți atrage atenția unul că nu știu ce ai făcut. Că, bun, prietenește, nu te gândi că vine unul să-ți ia capul, dar e multă presiune și multă tensiune. Și te gândești de câte 300 de ori înainte să scrii ceva, încerci să nu să știi, să nu afectezi niciuna dintre părți și la un moment dat totul e razna. Nu e razna, știi? Adică... Și bănuiesc că empatizezi foarte mult cu tot ce se întâmplă pe acolo și cu ce vezi. Cum reușești să dai totuși afară ca să nu ții toată energia negativă pe care o acumulezi? Trebuie să ai pasiuni, familie, prieteni, pasiuni frumoase, să ai jucării. Pentru că altfel o iei razna. Dar crede-mă că am văzut tot felul de lucruri mai mult sau mai puțin dure în diversele zone de război. Pandemia a fost și mai rea. Adică ăștia 2 ani în care am filmat în spitalele din România, eu și Mișu Florea am fost primii care am filmat într-un ATI COVID în aprilie 2020 la Suceava. Și după aia am filmat, cred că în toate marile spitale, cel puțin din capitală, în ATI-uri, cred că la Babeș n-am ajuns, în rest am filmat peste tot. Deci crede-mă că la un moment dat am avut momente în care m-am așezat în fund așa și am început să vorbesc cu șoferii și cu operatorii din curte de la TVR, pentru că noi eram izolați, ăștia care făceam teren, de aia care erau în redacție și scriau, montau și așa mai departe, și le povesteam ce văzusem cu o zi înainte ca să nu iau razna. Pentru că până la urmă asta e treaba psihologului, de-aia te duci la psiholog, vorbești cu el să dai afară. Și povesteam, știi, povesteam ce am văzut, pentru că, băi, vezi unul de 70 de ani care e intubat și dă să moară, zici, băi, nene, 70, 80, ok. Dar când vedeam copii de 20 de ani intubați, horcăind, deci te rog să mă crezi, îmi făcusem un mecanism de ăsta de protecție și nu mă mai uitam la fețe. Noi nu dădeam fețe la televizor, îți dai seama, da. Dar noi le vedeam. Și, deci pur și simplu simțeai picioarele că ți se topesc, știi, așa cum e când e cald afară, de simți că intri în asfalt și te oprești la genunchi, cam așa. Și le povesteam șoferilor, operatorilor, celorlalți reporteri, le povesteam ce făcusem cu o zi înainte eu cu Romeo și așa, tocmai ca să dai afară descarc, să nu iau razna. Eu n-am avut niciodată până în momentul ăsta de pandemie, să zic că probleme să fi dormit 3 ore pe noapte sau 4 ore pe noapte, în pandemia asta am avut, știi? Și cum faci să elimini părțile negative? E foarte greu, dar încerci să ai pasiuni frumoase, încerci să ai prieteni, să ai familie, să ai legături bune cu ai tăi, să ai pasiuni, să te dai cu placa, cu zmeul, să, nu știu, să faci ceva, pentru să te rupi un pic de ceea ce faci. Trebuie să sublimezi energiile alea negative, pentru că nu se sizezi, dar ele
Ele se așează undeva în spate. Undeva și nu pot să nu... De asta spuneam că e complicat de transmis din Israel, pentru că gândește-te că eu stăteam în partea de vest, în partea izraeliană a Ierusalimului, și când sărea în aer ceva lângă casa mea, vedeam ce se întâmplă și am văzut oameni împrăștiați pe pereți. Și pe urmă mergeam în taberele de refugiați palestiniene și vedeam copii care trăiau în condiții de nedescris și vedeam cum tancul izraelian a trecut când a luat curbă prin casă, așa, a luat un sfert de casă, și am o fotografie cu unii făcută de afară, cu unii care stăteau în casă. Și de asta spun că tu, dacă stai să te uiți, te încarci cu părțile rele pe care le vezi și de o parte și de alta. De asta jurnaliștii nu dau verdicte. De asta un jurnalist nu trebuie să spună, bă, e așa sau e așa sau... Adică tu trebuie să vii acolo și să povestești ce vezi, să-i dai omului de acasă sentimentul, să-l bagi în atmosfera aia și să-i arăți cât de complicat se trăiește. Nu e bine, noi, la știri n-ai voie să spui că ăla a făcut bine sau ăla a făcut bine sau ăla a greșit, dar tu te încarci cu toate lucrurile rele pe care le vezi. Și ți-am zis, când vedeam sinucigași în partea izraeliană, n-aveam cum să nu înțeleg pe izraelieni, pentru că știam ce înseamnă să n-ai voie să te urci în autobuz, să eviți locurile aglomerate, știam ce înseamnă să te uiți de 5 ori pe stradă, să stai cu sufletul la gură, pentru că nu erau numai sinucigași, au fost deștia care înjunghiau la întâmplare, au fost deștia care te împușcau. Eram alături de izraelieni și trăiam nebunia asta, mă duceam, că asta e... Și duceai și în partea cealaltă. Mă duceam și în partea cealaltă și mă încărcam cu amărăciunea, cu sărăcia din tabere. Vorbeam cu niște oameni despre sinucigași. Ne judecăm foarte la lejer așa. Bă, cum bă să te arunci în aer, bă? Bă, hai să te duc eu să trăiești într-o tabără de refugiați undeva în Africa sau în Asia și să vezi cam cum e și să vezi... Mulți o fac pentru bani, oameni buni. Dacă te duci la unul care are un nivel de trai, o încă o dată, nu justific asta, să nu înțelegeți greșit, dar teroriștii ce speculează? Exact asta speculează. Oamenii aflați în nevoie, săraci, amărâți, care au familie, care... Sinucigașul știe că banii ăia, 10.000 de dolari sau 15.000 sau 5.000 de dolari, se duc la familie. Se duc la familie. Și ăștia sunt spălați pe creier, dar încă o dată, dacă ăla ar fi avut un nivel decent de trai, crezi că ar mai fi... S-ar fi dus pentru 10.000 de euro să se arunce în aer la 19 ani, la 18 ani. Am văzut în Irak, am fost la un moment dat la maximum un kilometru de un sinucigaș cu mașină capcan. Și a intrat în poarta unității militare americane cu care eram și pur și simplu suflul m-a aruncat de pe o bancă la, repet, aproape un kilometru distanță. Așa de mare a fost explozia. Și am ajuns la locul exploziei la 10 minute maximum. Cu militarii cu care eram embedded cu o companie de infanterie. Și comandantul de companie a zis, hai mă să mergem. Am urcat într-un Humvee și am mers fără operator, eram cu Dan Gecui, o cameră, am filmat singur. Le era frică să nu fie și lunetiși, că de obicei vin, lovesc, și pe urmă când te duci să intervii, ori mai un al doilea care îți detonează și omoară pe aia care vin la intervenție, ori au sniperi, lunetiști. Și ne-am dus acolo, ești dintr-un camion, o camionetă, rămăseseră bucăți de tablă cam cât avem noi, măsuța și microfoanele aici, și asta o să rămână un picior, o labă a piciorului prinsă cu sârmă de accelerație. Pentru că de multe ori, pe ăștia, ori le leagă mâinile de volan, ori picioarele de accelerație, știi, ca să nu cumva să se răzgândească și să nu se ducă în... Își leagă ei singuri, ca de frică să nu... În ultimul moment să nu tragă de volan. Și atâta rămăsese din om și camionetă. Îți dai seama că, de asta spuneam, sărăcia din zonele respective îi alimentează pe teroriști cu carne de tun. Pentru că asta fac, speculează amărăciunea, speculează lipsa de cultură, speculează disperarea și pentru 5, 10, 15.000 de euro se aruncă în aer. Și atunci, repet, tu suferi și când vezi ce face sinucigașul ăla într-o discotecă în Tel Aviv sau în gară în Ierusalim, și suferi și când te duci în tabăra de refugiați și vezi pe oamenii aia trăind 10 pe metru pătrat, fără viitor, fără speranțe, gândindu-se fiecare, băi, ce fac mâine? Vreau să... Eu...
Sunt curios, tu ai fost în Irak încă de la început, de când a fost prima invazie și ai... A doua, n-am fost la... Nu la prima. Am fost înainte de 2003, când au intrat americanii. Când au intrat americane. Cred că prima dată am fost în 98, în Vulpea Deșertului, când au bombardat vreo 3 zile Bagdad. Așa. Dar după aia ai mai fost. Am fost. Nu mai țin minte dacă ai fost acum când au... Am fost recent. Am fost în Irak anul trecut, în noiembrie, că am trecut în Siria. Am fost în Deci nu când au părăsit americane când au plecat. Când am fost în 2009 când am plecat noi. Așa. Și ce ți s-a părut ceva modificat în ăștia 20 de ani sau cât au trecut? Sau nu se schimbase nimic? Erau aceleași... Se schimbă unele lucruri, unele nu. Noi judecăm societățile respective prin prisma societății noastre. Ei nu au o societate de tip occidental. Consumerism. Nu, dar există triburi. Triburi, asta. Foarte mult se raportează tribal. La triburi. Și dacă te duci în Alambar și vorbești cu niște triburi sunite de acolo, ei văd problema într-un fel. Dacă te duci, nu știu, în Kirkuk, Mosul, la curți, vezi altfel. Gândește-te că au fost triburi care au sprijinit sunite, care au sprijinit ISIS în Alambar și ulterior au luptat cu ISIS. Adică e foarte greu de... Noi ne așteptăm ca o societate, știi, societatea lor să funcționeze ca una, ca a noastră. Da. Nu e așa. Eu când auzeam pe la radio, pe la TV, mai ales la occidentale, auzeai fragila democrație Afganistan, mă spărgeam de râs. Nu există. România e fragilă democrație, că ați văzut cât de ușor se schimbă lucrurile, dar Afganistanul nu are nicio legătură și n-avea nicio legătură cu democrația. Eu am filmat acum 5, 6, 10 ani în Afganistan cu oameni care îmi spuneau: prietene, eu am copil care traduce pentru NATO și am copil care luptă cu talibanii, de partea talibanilor, pentru că zice, noi trebuie să rămânem aici. Noi, zice, am văzut atât de multe schimbări și am văzut atât de multe știi, nebunii de genul ăsta, încât eu trebuie să rămân aici, tu pleci, eu rămân aici. Nu putem să-i judecăm. Unul din Kandahar, când o să-i vorbești despre ce se întâmplă la Kabul, s-ar putea să zică, ok, și atât. Ce? Am văzut în Zabul, la un moment dat, într-o provincie din sud-est, eram cu guvernatorul provinciei și am mers într-o închisoare unde erau închiși niște talibani care fuseseră prinși când atacaseră un punct de control al forțelor armate afgane. Și ne-am dus acolo frumos. Repet, eram cu guvernatorul provinciei și bodyguards-ii lui erau cu noi și am intrat într-o închisoare. Închisoare e enorm de mult spus. Adică era o încăpere de 5x5 care mirosea rahat, cu o găleată cu apă, cu o găleată cu mâncare și o găleată de rahat. Și scris pe pereți cu sânge inclusiv, sau cu fecale, sau cu pixul, sau cu ce au avut, diverse chestii. Și niște oameni, claie peste grămadă unul între altul, puși acolo, cu bărbi mari, cu păr. Și la un moment dat, noi cum filmam acolo, unul dintre ei se ridică și se ia în brațe cu unul dintre bodyguards. Și omul a rămas un pic blocat și am spus: băi, prietene, zic, dar nu parcă erați de partea elaltă? Ăia așa, zice, ba da, domnule, ce dați din același trib. De asta, Silviu, e greu să-ți dai seama cum evoluează, adică, evoluează diferit. Depinde de dacă sunt suniți sau șiiți, depinde de cine e la putere, dacă sunt suniți sau șiiți, depinde de interesele locale ale respectivului trib, lider și așa mai departe. Asta e, pentru că pentru toată lumea a fost, cum spuneai tu, sintagma fragila democrație afgană, practic n-a existat niciodată. Da, am văzut. E un an, că de-aia vreau să mă gândesc în Afganistan, că e un an de la... Da, n-a nicio legătură și au căzut în 24 de ore, n-a mai existat nici armată. Uite-te în Ucraina, ca să vezi exemplul la 180 de grade. Da. Ce înseamnă națiune, ce înseamnă popor, ce înseamnă că sunt unii care vor să își apere țara. Ori acolo sunt tot felul de... Grupuri și grupulețe. N-au sentimentul apartenenței la națiune. Nu, fiecare se raportează la grupul lui, la microgrupul lui, la zonă, la, nu știu, tribul din care face respectiv o parte. N-are apăsări cu ce se întâmplă la 600 de kilometri mai încolo. Gândește-te câte limbi se vorbesc acolo. Se vorbește farsi, se vorbește urdu, se vorbește paștună. Deci,
toți oamenii ăia au agende diferite, văd lucrurile diferit și atunci e greu să-i pui și să zici, băi nene, noi suntem o țară, hai să ținem toți de același băț. Asta o vezi în Ucraina, care Ucraina a fost copleșită de Rusia. Ucraina e atât, Rusia e atât. Și cu toate astea au luptat pentru fiecare centimetru pătrat. Și luptă în continuare. Și unde Putin credea că în 3 zile ia Kievul, da, exact. E încă în Donbass, se luptă acolo. Deci asta e diferența. Și asta ți arată că noi judecăm, de asta spun, noi nu, și Occidentul a greșit de multe ori, pentru că judecă respectivele națiuni prin prisma experienței pe care o are Occidentul. Pentru că noi avem un model cultural. Când te duci în altă parte, îți dai, dacă nu te prinzi la timp că nu ai cum să nu se poate importa modelul cultural decât printr-o ocupație și o educație. Adică și cere timp toată treaba asta. Cere timp. 3 generații măcar. 3 generații. Vezi, nu poți Libia. Să duci. Vezi, da? Libia. La fel. Uite, a plecat dictatorul, a fost omorât, a fost sodomizat, da? Cu un băț. A murit sodomizat cu un băț. Lupte în continuare. Facțiuni, nu știi cine, ce controlează. O țară neguvernată, practic. Tot legat de Irak, știu, am tot văzut povestea, pe care cred că este și în carte, despre momentul în care ai plecat din Irak și nu mai aveați, cred că aveați o cameră beta care era plină de praf. Era stricată, și nu mai mergea. Era stricată și nu ați putut, fotografii nu mai n-ați putut să trageți nimic. Deci ați înregistrat totul cu ochii minții. Da, când ieșirea din țară. Ieșirea, da. Din nu țară. Nu mai aveam bani, de aia am și plecat. Și voiam să te întreb cum e în momentul ăla pentru tine ca jurnalist să nu poți să îți faci treaba și să... Sau, adică, e foarte frustrant, mai ales e frustrant când gândesc astăzi când poți să filmezi cu orice. Da. Adică mi-aș fi dorit ca atunci să fi avut telefonul pe care l-am astăzi, cu care filmez 4K și știi? Adică e cu atât mai frustrant când vezi cât de mult a evoluat tehnica. Tu gândește-te că în 2003, când eu transmiteam din Irak, aveam un telefon pe satelit, așa, cu antenă care se ridica așa, sau aveam un turaia care era cam atât, cu o măciulie încă atât, știi? Ei, astăzi... Sunt atât. Da. Îți încap un buzunar. Și a fost frustrant. Dar mai ales că imaginile alea, din ce povestești tu, erau adică apocaliptice aproape. Pe autostradă, aproape. Gândește-te spre Iordania, și din loc în loc găseai tancuri care ardeau, mașini incendiate. Vie mi-a rămas în minte imaginea asta cu un pod de peste autostradă care fusese lovit de o rachetă de ceva și prin gaură, gaura făcută de rachetă acolo unde lovise racheta, căzuse o mașină, era jumate și ardea, știi? Era o mașină blindată, militară. Și dai seama, mergeai și te gândeai, Doamne, trecem, nu trecem. Frustrarea mare e acum, atunci te gândeai dacă ieși, dacă nu ieși, dacă scapi. Să fii în viață, atât, nu te interesa. Da, ne mergeam cu o mașină închiriată, cu un GMC, o mașină de aia mare americană, cu un șofer arab care nu vorbea boabă engleză. Și la un moment dat, când știam după ore, după ochi, că mai aveam un pic să ajungem la frontiera iordaniană și ziceam, Doamne, gata, scăpăm, a făcut dreapta, cred că am povestit asta în carte, a făcut dreapta, a ieșit de pe autostradă într-un sătuc prin care tocmai trecuseră trupele speciale americane. Și aia nervoși au început să scoată pistoalele mitralieră, să tragă în aer, s-au adunat, s-au coagulat în jurul mașinii noastre așa și băteau cu pumnii și strigau americani și eu îl întreb ăsta, băi, ne vorbeam cred că deja în română, că nu înțelegea nimic, băi, de ce am oprit aici? Și el îmi spune benzin, că nu mai avea benzin, era un GMC, repet, o mașină de aia uriaș. Și zic, băi, dar ne omoară ăștia, adică era clară treaba, eram rățuștele alea, știi, de la tir, eu cu dobre în spate, pe banchet. Și ăsta a dispărut. A luat două canistre și ăștia stăteau pe mașină și urlau și ne înjurau și erau cu spume la gură și cu AK-47 în mână și noi stăteam pe bancheta din spate și mi-am aminte că a râs Dobre de mine că aveam un cuțit de la cu care mai desfăceam noi diverse chestii. Era ca un briceag așa. Și tu l-ai scos. Eu l-aveam aici, a zis, și Dobre, ce faci, mă, vrei să le tai unghiile? Stai prea cu liniște. Ai, Doamne, și ce am putut face, am putut să scoatem pașapoartele românești și să le punem și a zis, nu americani, nu suntem americani, suntem ziariști români și băgam Sahafia, România, ziariști români, Sahafia, ziariști. Nu ne-au făcut nimic, dar
între noi și sentimentul ei, ăla, între cred noi că nu era fericire. Era un geam, uite atât. Și psihologia mulțimii e a dracului rău de tot, pentru că e de ajuns un idiot să facă pasul. Dacă unul a făcut pasul și a spart geamul, e chestie de noroc și de, sau Dumnezeu sau da, karma sau cum vrei să-i zici. Dar șoferul nu putea să le spună, eu am niște... El a spus, dar el s-a dus el și a luat, eu prima dată am crezut că ăla ne-a vândut sau ceva. Benzină. Dar nu, el s-a dus, a venit, a pus cu pâlnia benzină, pac, s-a urcat și am plecat și v-am zis, mă, că punem benzină. Bine, frate, era de 98, sper. Ce să fac, da? Să merită, dar 10 adică, minute, adică să merită, 10 minute cred că da. N-a fost. Și de acolo cred că am mai avut 100 de kilometri ceva și am intrat în Iordania. Și... Cred că tot în carte povestești de telefonul pe care, da. Pe care... Deci în momentul în care am ajuns în Iordania am avut pe GSM-ul de atunci, am avut semnal și am sunat-o, primul lucru am sunat-o pe maică, mi-au sunat la ieșirea din Bagdad de pe satelit, am plecat pe la 3 dimineața și am zis, băi, vezi că plec și atunci mi-a zis maică-mea, atunci asta e, cred că n-a dormit atunci am noapte. Realizat eu cât rău le fac lora de lângă mine în momentul în care plec 2 săptămâni, 3 pentru o treabă de asta. Și pentru că maică-mea mi-a zis că n-a dormit toată noaptea și că a citit toată noaptea de frică să nu moară în somn fără să afle dacă eu am reușit să ies sau nu. Și azi m-am rugat să mor după ce mă sunt tu și îmi zici, bă, gata, am scăpat. Și atunci mi s-au tăiat picioarele, știi, și mi s-a oprit respirația că m-am gândit, băi, nene, cât stres, că tu nu-l înțelegi, tu-l vezi altfel de acolo. Și, adică, cred că e și bine să nu vezi tot, să nu... Cred că n-ai mai face dacă te gândi la fiecare pas, la fiecare nebunie, știi? Adică dacă paranoia ar fi atât de mare și te-ai încărcat atât de mult, nu cred că ai mai face, nu cred că ai mai pleca, nu cred că ai mai filma, nu cred că... Dar atunci, ți-am zis, atunci a fost ca un șut în piept... Mi-am dat seama cât de rău e pentru ei și cât de mult suferă ei, pentru că ei habar n-au prin ce treci tu acolo, tu măcar știi, bă, am scăpat, am pus benzină, am avut fundul mic așa un pic, dar uite că e bine, hai mai departe. Și iarăși cred că vârsta te ajută foarte mult să o iei pe calea asta. E ca la sporturile extreme, adică dacă te pun acum să te apuci de snowboarding extrem, nu cred că mai faci. Pentru că facem amândoi snowboarding, de-aia zic. Îmi calculez fiecare mișcare, mă duc, mă dau cu wake-ul pe apă, știi? Și zic, bă, eu nu sar la kicker. Pentru că dacă sar la kicker, eu am 45 de ani, 46, îmi fac genunchii praf. Mă dau, înțelegi? Da. Cred că și cu jurnalismul e la fel. Adică dacă nu iei de mic pe partea asta, eu cred că nu te mai bagi. Pentru că deja intervine foarte multă treabă legată de protecție, de te gândești de 5 ori, cu cât ești mai în vârstă, instinctul de conservare e mai prezent și mai intră activat. Intră safety car-ul, știi? De mult mai da. Multe ori pe traseu. Și ești clar. Mult mai. Și atunci nu mai. Dacă încep de... Oricum există o curbă și îți dai seama că evoluezi și tu și devii mai... Adică sunt povești pe care le-am trăit alături de Dan Gecui, de Florin Dobre. Cu Florin Dobre am trăit faza asta cu benzina. Și când le povestesc sau mă mai întreabă cineva, băi, am citit în carte chestia aia cu așa, și când mi-aduc aminte de ele, mi se strânge puțin inima așa, știi? Și mă gândesc, băi, dar cât de cretin eram. Pentru că în 2002, în ianuarie, eram în Afganistan, încă erau lupte cu talibanii în anumite zone aproape de Kabul. Noi am plecat cu un taxi spre o zonă unde, Paktia, cred că era, unde se băteau, și cu un taxi. Deci am luat un taximetrist, bă, tu știi engleză? Nu, dar știe frate, mi-a adus și pe frate. Tu, pac, ne-am urcat în taxi și am trecut în Transfăgărășan, pentru că acolo sunt munți, prieteni, acolo sunt munți. Deci iarna avansam, zăpada din ce în ce mai mare, un Transfăgărășan fără parapeți, cu un amărât care nu știa frână de motor. Și era să ne omoare până să ajungem în vârf. Pentru că nu știa și vedeam cum o ia mașina. La un moment dat, Gecu i-a sărit în mașină, a zis, bă, eu vin pe jos, mă, că mi-e frică. Deci o lua și vedeai prăpastia aia, știi? Erau munți de 3000 de metri, 2000 și ceva. Ei, când am ajuns în vârf, am găsit niște băieți care aveau șlapi, încă o dată, afară era zăpadă. Pălăriile alea, calea lui Masud, știi, de tajici, geci groase, știi, șube de astea, aveau o mitralieră de 14, de asta antiaeriană cu 4 guri, și AK-47. Și am dat seama cât noroc am avut când, după ce am vorbit cu ei, mi-am dat seama cât noroc am avut că nu ne-au împușcat.
Pentru că ei nu aveau nicio jenă, ei păzeau poziția aia. Pentru că de partea cealaltă a muntelui, într-un sat din vale, Alianța Nordului, un lider local care se împrietenise cu Alianța Nordului, ăla fusese și ăsta taliban, am impresia, se bătea cu niște talibani. Era mai mult o reglare de local acolo, de știi, nu mai avea legătură cu talibani, cu ce pe plan te-am prins, a venit rândul meu, bang, ți-o dau, știi? Că erau niște lorzi locali. Păi și am ajuns acolo și operatorul Dan Gecui, care fusese militar, i-a ajutat pe aia să-și repare mitraliera, pentru că stai să nigea pe ea, nu știu, și erau supărați. Și ăsta le-a arătat, băi, triștilor, uite așa. Băi, cât ne-au iubit. Deci avem fotografii, am o fotografie, n-am pus-o niciodată pe net, pentru că eu sunt ziarist, n-am voie să pun mâna pe arme, știi? Dar mi-a luat microfonul galben ăla cu antena 1, cu fir, că pe vremea aia, na, wireless-ul era un fir lung. Și... mi-a luat microfonul unul dintre ăia și mi-a pus AK-47 mână, știi? Și eu am o poză ceva de genul ăsta, așa crispat, știi? Și ăla cu microfonul foarte mult. Băi, cât vă mulțumim! Bă, ce oameni sunteți! Ce... voi ați avut noroc, practic, de faptul că nu le mergea mitraliera? Nu, că puteau să tragă cu AK-47, că la un moment dat, băiatul care traducea de la noi, băi, dar ce faceți mai? Băi, zice, noi păzim aici, zice, dracu, nimeni nu trece. Și până să termine fraza, a început să tragă cu AK-47 în vale, unde pe drumul așerpuind urcau diverși cu mașinile, înțelegi? La fel cum ați urcat și voi, de altfel. Să ne arate că, nu, n-a tras în nimeni, dar trăgea încolo, da, știi? Da. De ce trage, că nu? Ca să-ți arate că, uite, bă, nicio muscă, nu, știi, replicată în film, nu trece, e o replică într-un film românesc celebru. Înțelegi? Și asta a fost toată nebunia. Și ne-a prezentat comandantului lui, care ne-a dus cu un pick-up de lansat unde tocmai o bătuseră pe talibani și eram in the middle of nowhere. La un moment dat am avut o discuție cu un producător, cu Cosmin Silistraru, era producător la antenă și i-am zis, băi, prietene, eu, dacă Doamne ferește se întâmplă ceva, îți dau pe turaia ăsta coordonatele GPS, că puteam să-i dau repede pe SMS alea. Era lucrul cel mai rapid cu putință pe care îl puteam face în caz de o treabă. Și tu mă cauți. Le zice lor din Kabul, aveam o companie de poliție militară, știi ce înseamnă asta? Erau câțiva oameni spate-în-spate, cu patru aro. Aveau aro, înțelegi? Aro. Și Doamne ajută, adică asta se întâmpla, era la vreo câteva sute de kilometri treaba. Deci asta a fost măsura de siguranță pe care o aveam, știi? Bun, ăla, liderul local care lupta cu talibanii, a venit și ne-a pupat, ne-a zis că el știe de România, că Budapesta, că cutare, că ne invită să luăm masa. Zic, prietene, nu putem să luăm masa, trebuie să filmăm și ne ducem înapoi în Kabul să dăm imagini, uite cât... A, da, bine. Și am filmat, am dat și... De multe ori ți-am zis, când mi-aduc aminte diverse, așa, am așa niște tresări și mă gândesc, bă, dar poate am fost un pic mai prost acolo, poate am fost un pic mai... prea relaxat acolo, prea avântat în partea aia. Deci da, cred că înțelepciunea vine odată cu vârsta și cred că dacă nu faci lucrurile astea începând de mic, când ești după aia nu le mai faci. Mare nu le mai faci. Adică eu nu cred că cineva o să facă sărituri cu motocicleta, sunt aia care sar și așa, apucându-se la 27 de ani. Nu cred. Adică trebuie să o iei de mic, nu faci sărituri cu schiurile la 50. Că zici, bă, când te urci acolo și te uiți, m-am urcat și eu la Innsbruck și am zis, și am băut o cafea sus. Nu e. Dar în Coreea de Nord ai mai merge, de exemplu? Aș merge exact în momentul în care dinastia Kim va pierde puterea. Cred că va fi subiect pentru milioane de volume și miliarde de filme. Adică eu cred că în Coreea de Nord, la țară, în zonele în care niciun jurnalist din puțini aia n-are care cum au ajuns, deci niciun jurnalist din aia puțini care au fost n-au ajuns, eu cred că acolo descoperi lucruri dincolo de înțelegerea noastră. Cea mai dură chestie video, dură, care arată spălarea pe creier, pe care am văzut-o, e filmată de niște oameni cu niște cojones, uite așa de mari, medici care operau și care s-au dus, au primit acceptul să opereze în Coreea de Nord, asta s-a întâmplat cu vreo 10 ani, cred, am văzut pe CNN, și au purtat camere ascunse, prieteni, ca să arate ce e acolo. Și e o imagine, deci îl operează pe unul cu cataractă și ăla vine să, știi, că făceau de-astea pro bono.
că de-aia le-au și dat voie să meargă. Și mergeau la țară, în cele mai izolate locuri. Și la un moment dat vine unul care fusese operat sau ajutat de medici aia și vine mulțumind așa. Totul e filmat cu niște camere ascunse de la mici. Și la un dat tu zici, băi, băiatul a venit să-i mulțumească. Și el se oprește sub portretul, era Kim Jong-un, era taică-su. Da. Se oprește sub portret și începe să plângă, frate. Și îi mulțumea ăluia. Că l-a permis americanilor? Nu. Că medicii au făcut... Nu contează, că vede din nou. Dar nu le mulțumea ălora care îl ajutaseră să-l opere, da, și-l operaseră. Și-l făcuseră bine. Cum i-ai mulțumit unei icoane, practic. Deci gândește-te la asta, nu spun nimic. Și încearcă să-ți imaginezi cam ce am putea descoperi acolo. Oameni care au fugit din țara aia și care vorbesc despre propagandă și cărțile. Noi nu avem acces. Uite, eu m-am dus acolo și am zis, bă, vreau să văd și eu mă manualul vostru de istorie. Să-mi dați mie acasă, să am și eu să-l citesc. Sau manualul de, nu știu, de ceva. Nu, n-ai voie. Vreau să văd și eu, zic diplomații, au zis diplomații care sunt acreditați la Fenian. Bă, dați-ne mă și nouă legislația voastră, mă. Să vedem și noi pentru ce ești condamnat la moarte, pentru ce ești condamnat la un an, la doi, dacă treci pe roșu, dacă bei, dacă... Nu e treaba voastră, voi sunteți diplomați, aveți imunitate, nu vă interesează asta. Imaginați-vă câte lucruri neștiute zac acolo undeva și pe care noi le-am putea afla. De asta spun, să mă mai duc o dată să văd ce am văzut, probabil mai poleit un pic, mai, știi, n-are sens. A construit zgârie nori acum, e demență. E pe vremea când m-am dus eu erau puține, acum ce ai făcut dacă vezi ce e acolo, nebunie? Ți-am povestit că am văzut de clădiri de-astea înalte frumoase și ulterior am aflat că am văzut unul care ieșea din clădire și lua apă din fântână arteziană. Pentru că au probleme pe care le aveam și noi pe vremuri. Nu scurgea apa, ți-au ce aminte? Da? Dar cum să nu curge apă, nu-i căldură, nu le merge liftul, curent le opresc electric. Curentul da, electric exact. Și clădirea are 20 de etaje, știi? Deci să văd asta, am văzut. Cred că în momentul în care va cădea, iarăși, apropo de întrebarea ta cu conflictul. Da, la fel, nu se știe, e eu cred că se va întâmpla, dificil. Pentru că nu există reacție să țină la infinit. Da? Bun, deja este singura dinastie ereditară de pe planetă. Al treilea membru care a fost Kim Il-sen, a fost fisul și acum fiul lui, nepotul lui Kim Il-sen. Da? Deci trei. La un moment dat s-ar putea să se rupă. Și atunci cred că vom afla lucruri de neimaginat. Știm foarte multe legende urbane. De asta spuneam eu, că eu aș vrea să văd manualele lor, de exemplu. Pentru că, de exemplu, liderii în manuale sunt prezentați ca niște zeități. Ca niște oameni, de exemplu, când a murit Kim Il-sen, au plâns vrăbiuțele, plâng cocorii. Nu râde că e pe bune, adică nu e... Nu. Dar, încă o dată, pastea noi le știm de la oameni care au fugit și care povestesc care lucrurile povestesc, astea. Interesant ar fi să le putem vedea în manuale, dar nu ne lasă nimeni. Și ăla cred că ar fi momentul în care, dacă te nimerești acolo, eu cred că lagărele de concentrare din al doilea război mondial, adică asta e direcția, ceva dincolo de asta. Dincolo de asta. Și foarte bun, și acolo sunt lagări, am filmat și eu cu oameni care au evadat din lagări, cu transfugi, cu condiții grele, ca în orice lagăr. Dar propaganda și modul în care propaganda spală creiere, eu cred că aici vom avea surprizele cele mai mari. Așa, repet, știm foarte multe lucruri de la transfugi, dar nu știm dacă toate sunt adevărate, pentru că iarăși noi trebuie să ne punem și întrebări, că există o limită. Ăla are și el interes să zică în plus niște chestii ca să fie bine primit în partea elaltă, probabil, nu știu. Dar e bine să spui întrebări. Știm, de exemplu, că a fost o perioadă în Marea Foamete, când s-a destrămat URSS-ul și ei depindeau foarte mult de URSS, când au fost cazuri de canibalism și au fost execuții în sate pentru oameni care au mâncat sau au vândut carne de om. Așa o fi fost, așa n-o fi fost. Astea sunt lucruri spuse de transfugi. Știm, de exemplu, asta în anii 90, imediat după ce a căzut Uniunea Sovietică. Știm, de exemplu, că au fost oameni care au ajuns în lagăr pentru că au văzut filme sudcoreene. Dacă ai antenă de satelit sau păstic, vezi ceva... Noi nu știm. Noi nu știm care e codul penal al Coreei de Nord. Intru pe mâine pe net sau astăzi și zicem, despre ce vorbim, mă? Despre Mozambic. Hai mă să vedem ce au acolo. N-au nimic. Nu știi lucrurile astea. Deci de asta, cred că nivelul de lucruri dubioase descoperite va fi uriaș. Pentru că vă rog eu să numiți o altă țară undeva pe lângă Coreea de Nord. Adică asemănătoare.
Găsiți vreuna din cele 190? Sau nu, nu. În felul ăsta, adică dinastie... Atât de închisă, nu, nu. O dinastie care a ajuns la nepot deja, nu, nu știm. Și probabil că noi știm 5%, 10% din ce se întâmplă acolo. Uh-huh. Încercați să vă imaginați restul de 90%. Eu sunt foarte curios cum de-au reușit totuși să aibă tehnologii atât de avansate încât să poată să ghideze rachete. Nu mai Iran. Vorbesc. Au lucrat foarte bine cu Iranul. Okay. Și ei s-au ajutat, iranienii cu ei, pentru că iranienii au folosit pe ei în materie de bombe nucleare. Uh-huh. Imaginează-ți că ei sunt inventați de China. China i-a inventat. China a susținut Nordul, tocmai ca să aibă o zonă de tampon, pentru că în sud sunt vreo 30.000 de americani și a avut nevoie de zona asta. Dacă China ar fi vrut să dea briciu pe mâna maimuței, le-ar fi dat bomba nucleară din prima, da? De ce nu le-a dat China? Tocmai pentru că avea dubii, da? Ei, au făcut-o singuri. Nu numai că au făcut, au miniaturizat-o și o pun pe o rachetă. Adică au și vectorul, au și racheta cu care se arunce bomba respectivă. Și deja nu ne jucăm, adică au rachete care pot ajunge departe. Cum au făcut asta? Foarte simplu. Într-o dictatură, cheltuielile le hotărăște băiatul ăla care are cheile. Și tu gândește-te că el pune 99,99%... Numai într-o direcție. Și atunci automat faci chestia asta. Găsești oameni, a fost un pakistanez, mi se pare, un savant pakistanez care i-a ajutat, nu mai știu, sunt povești. Dar găsești, dacă pui bani în asta și în dictatură, uite-te și la Putin. Un alt fel de dictatură, hai să nu exagerăm. Dar uite-te și la Putin. El de vreo 10-15 ani a vrut să bage bani în armată, să o ridice la un alt nivel. Și a făcut asta. Bine, nu suficient cât să bată Ucraina, se vede de acum pe teren. Dar el a fost omul care a băgat foarte mulți bani. Eu am fost acolo în 2000 când a fost ales președinte. A fost ales președinte pentru că el l-a luat și l-a pus acolo. Și a zis, băi, el e băiatul. Și era timid. Mi-aduc aminte la Murmansk când au avut probleme cu submarinul Kursk. Era timorat de familiile marinarilor care țipau la el pentru că ei nu i-au lăsat pe norvegieni să intervină și să salveze pe amărâția aia care ar fi putut să o facă, că au zis, lasă-mă că arătăm noi. Noi știm și de noi fapt, batiscaful ăla pe care îl foloseau să ajungă la 118 metri pe fundul Mării Barents, n-avea nu știu ce baterii care aveau aur și nu știu ce pe care le vânduseră, pur și simplu, înțelegi? Și a fost un moment în care rudele marinarilor au urlat la el și el era un iepuraș. E, ulterior, iepurașul, pentru că stă la putere de 2000, suntem în 2022, da? S-a făcut premier, președinte, a schimbat Constituția, da? Dar ei pot face ce vor. De asta Trump îi iubea foarte tare și îi admira foarte tare. L-am văzut pe Trump cu Kim Jong-un la Singapore. El e fascinat de băieții ăștia. De ce? Pentru că ea pot să facă ce vor ei. Și dacă ei vor să canalizeze 90% din bani pe chestia asta, oamenii suportă foamea. Știm și noi, nu? Ceaușescu ce făcea? Exact. Să plătim datoria externă. Și tu stăteai acasă și, scuze, și tremurai și așa și n-aveai apă caldă la Buzău, cel puțin așa era. O zi da, o zi nu, dimineața, o dată seara, dar nu în fiecare zi, câte 2 ore. Carne. Nu exista carne. Decât dacă știai pe cineva care lucrează la așa și ți-aducea pe sub mână. Altfel, în magazin erau creveții vietnamezi. De ce? Pentru că hotărâse președintele țării că trebuie să plătim datoria externă. Nu conta că noi sfăream de foame. Ți-ai dat răspunsul legat de Coreea de Nord. Acolo omul a hotărât și da, dar în toate discursurile lui, am fost la primului discurs. Primului discurs a fost în 2012, în aprilie, când am fost noi acolo. Și primului discurs a spus clar, trebuie să avem bombe nucleare pentru că asta ne asigură supraviețuirea și noi suntem cu ele de nebătut. Ne respectă lumea. Și atunci tot efortul a fost canalizat în zona asta. Când ai fost, bănuiesc că când ai fost în Coreea de Nord, bănuiesc că te-ai întors un pic înapoi în România. Da, păstrând proporțiile. Păstrând proporțiile, dar bănuiesc că am văzut și documentarul. Reportaj. Reportaj. Nu-s regizor. Da. Are 20 de minute aproape, da, de-aia am zis documentarii. Da, e mai mare, e un reportaj. E mai mare, reportaj. Da, cred că de-aia am scris și în carte, în Țara cu un singur gras. Cred că noi vedem altfel lucrurile decât le văd americanii. Deci americanii nu pot să simtă niște lucruri acolo. Vorbeam cu prieteni, vorbeam cu Grammaticus, e un tip care a fost șeful biroului BBC din Beijing, era la momentul ăla șeful biroului BBC din Beijing și spuneam, băi, voi nu aveți cum să simțiți asta. Eu, de exemplu, uite, mă uit acolo și erau unii ciuciți, stăteau pe ciuci, așa, știi, și stăteau. Zic, vrei să spun, acolo e un magazin unde nu e marfă, prietene. Și acum, ăștia stau, fac coada ca să fie primii când vine marfă. Și am zis ghidului, zic, am trăit astea, prietene. Noi știm, noi știm, exact. Da. Nu mă faci.
Ei nu înțeleg lucrurile astea. Pentru că dacă te duci la un american și zici, băi, prietene, eu am mâncat ciocolată mai mult așa cât am vrut eu, pe la 15 ani. Cum? După 90. Cum, mă? Păi uite așa, că la 14 ani eram la revoluție. Vedeam o portocală, era sărbătoare. Eu multă vreme am crezut că bananele-s verzi. Așa sunt ele, înțelegi? Da. Pentru că veneau vezi, le punea mama pe ziarul scânteia sus mine, să le... Da, apropo de ziar, în Coreea de Nord, dacă faci chestia asta cu ziarul, te așezi cu fundul pe el sau pui mâncare pe el și e fața liderului... Problem. Cred că ai probleme. Apropo de cum eram noi, cum erau ei. Dar voi atunci ați apucat să intrați și în casele oamenilor? Nu v-am făcut un tur? Nu te lasă să filmezi nici în alimentară. Au intrat alții și au filmat ulterior, dar tot așa, generalul cu tare. Știi, un muncitor și ți-a dat turnurile alea mari și frumoase. Nu, pe noi nici la de-alea. Eu am zis, da, domnule, ne duceți unde vreți voi la cine. Da. Nu, exclus. A, deci nici măcar în tur organizat de ei n-ați putut intra într-o casă de om undeva. N-ai voie să filmezi la metrou, n-ai voie să filmezi. Am filmat cu ghidul și am discuția aia în reportaj, când noi am filmat cu camera pornită așa și zicea, nu filmați în garnitură. Băi, o garnitură din 50 și ceva, cu lemn, cu scaune din lemn, amărâtă pozele lor peste tot, știi? A lui Kim Il-sen și a tatălui, a lui Tasu, că el încă de-abia atunci urcase. Și el nu ne lăsa că arăta rău de toți, înțelegi? Și era bulucită lumea și... Băi, nu, zic, dar de ce nu ne lași, mă? E discuția asta, e... Ce, băi, frate, zice, poate să interfereze cu aparatura, vă zic, dar eu zic, băi, e ca în avion. În avion, avionics, yes. Încă o dată îți povesti, știi că și în avion, și asta e o legendă urbană, în avion n-ai ce să faci, adică sus când deschizi telefonul nu ai semnal oricum și jos nu interferează cu nicio navigație, cu nimic, dar în fine, a fost la Mythbusters făcut test, dar în fine, el asta mi-a zis, băi, ce e ca în avion. Gata, am zis, dacă e ca în avion, oprim. Gata, Doamne ferește. Înțelegi, asta e. Să nu te oprești pe undeva pe sub. Mă întorceam, cred că în 2010 sau 2011, 2010 mă întorceam din Statele Unite și am uitat, știi cum, am alergat că era gata să pierdem cursa din New York către Paris și în fine s-au întârziat niște curse pe acolo și... În grab am aruncat tot ce aveam prin buzunare în rucsac ca să trecem de security și am uitat să închid telefonul. Că ce dracu să mai faci cu telefonul seara la 7, 8, 11, cât Dumnezeu era. Și am venit cu el acasă. Și venind acasă, când am ajuns în Paris, l-am scos. Bă, uite, telefonul era deschis. Vai de mine, vai de mine ce era să pățim. Știi? Și când am văzut acolo pe unde trecusem celulele de prin Irlanda, Anglia, îmi spunea, bine ai venit în Irlanda, bine ai venit în UK. Erai suficient de jos să ai... Dar nu eram jos, că îți dai seama că tot la 10.000-11.000 de metri, dar cum o fi ajuns, deci preroasă, nu s-a întâmplat absolut nimic. E, în metrou nu puteai să faci asta. În metrou nu aveau celule deloc, și, cred că. E o chestie pavloviană, adică oamenii sunt transformați, deci reacționează exact ca, știi, a prins lumina la Pavlov. Exact așa, adică noi filmam, de exemplu, în metrou ăla, care e ca după model moscovit, somptuos, mare, frumos, cu picturi, murale, cu nebunii. Și la un moment dat erau niște copii de școală. Eu multă vreme am întrebat dacă nu sunt actori, pe cuvântul meu. Adică, cred că ăștia, nu știu, habar n-am. Uite, vezi, nu-ți dai seama. Deci ești acolo și nu realizezi dacă e așa sau nu. Deci erau pe băncuță niște copii de școală, care se duceau la școală sau veneau de la școală sau whatever. Băi, în momentul în care au văzut camera, că nici n-aveau cum să nu vezi că era atâta, băi, au țâșnit și s-au dus la avizier, ca au avizier. Avizier unde ai pus ziarul partidului din ziua aia, știi, pe sticlă, și tu dai de paginile alea acolo. Ca să-l citești. Și citeau ăla. Deci când au văzut că se filmează, păi, resort imediat, au sărit ca niște arcuri, s-au dus și au citit alea. Deci asta, cred că propaganda e de departe cea mai performantă industrie din Coreea de Nord și te prelucrează din secunda 2. Deci te-ai născut, plângi ceva, vine unul și spune, băi, uite așa, 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 așa. Adică sunt modelați oamenii. Mă întrebau niște prieteni, băi, ce, dar oare nu și-au dat unii seama de nebunie, mai ales ăștia care circulă, securiști, ambasadori? Bă, zic, cred că și-au dat, dar ăia care își dau seama nu cred că au curaj să viseze. Știi, nu au curaj să viseze. Era un banc, mi-l zicea tata pe vremea lui Ceaușescu, cu unul care obținuse aprobare să se ducă să lucreze în străinătate. Și asta apropo, că n-ai curaj să visezi, știi? Și în ziua plecării să bărbierea. Și zicea, băi, Dumitre, sau cum își zicea el acolo, băi, pleci, mă, te duci în Occident, dar se gândea și zâmbea în fața oglinzii. Și la un moment dat sună cineva de la ieșire, ăsta lasă, pac, se duce la ieșire și era un băi, Dumitre, nu mai pleci, mă, nicăieri. Știi? Adică
Ți-e frică să și visezi. Ți-e frică să și visezi. Că te aude cineva. Înțelegi? Și sunt convins că le e frică. Adică ăia care sunt conștienți și fac parte din aparat, sunt mulțumiți că fac parte din aparat și au privilegii și cum aveau și ăștia la noi pe vremuri. Și asta e mișcarea. Unii sunt convins că nu știu. Vă ce-ți aminte celebrul meci în care au mâncat ei bătaie de la, nu știu dacă, că nu mă pricep la fotbal deloc, Brazilia, sunt la un CM, la un campionat mondial, au mâncat bătaie. Și de pe la 3-0, comentatorul a tăcut. După care se întrerupe meciul. Nu mai știu. Da, a fost acum la un campionat mondial, dar nefiind cu fotbalul, da, îți spun, deci nu, la 2-0 sau 3-0, bun, ăla n-a mai comentat, că ce zic, mă, ce să zic, mă, că e rău. Și pe urmă s-a întrerupt, adică gata, la revedere, pe altă dată. De asta, e de mers acolo. În momentul în care se va fi schimbat regimul... Dar eu nu cred, adică având în vedere de aceste date, nu știu. Probabil se va întâmpla, habar n-am. Dacă nu există niciun fel de interferență cu lumea exterioară, e foarte complicat. Interferențe tot sunt. Știi că ăștia aruncă baloane cu sticuri, cum crezi că văd filme, adică ușor, ușor și în baraj. Apare o mică fisură, da. Adică tu gândește-te că au ajuns filme sudcoreene pe sticuri. Au ajuns, acum nici nu mai e nevoie de satelit, știi? Adică se și miniaturizează toată nebunia asta tehnică și atunci e mult mai ușor. Ăștia pun cu baloane, le pun la frontieră acolo cu heliu, le aruncă și primesc flyere, filme și alte chestii. Păi era, dar asta e absolut adevărat, acum câteva săptămâni citeam că ziarul, nu știu care, al propagandei spunea că să nu mai atingă lumea obiecte venite cu baloane peste frontieră, că așa s-a dă COVID-ul. Ei nu-i zic COVID, îi zic febră, nu știu de care, pentru că știi că au avut o creștere de aia alarmantă și spuneau, nu mai puneți mâna, că ăia ne bagă COVID. Și râdeam, zic, bine mă, și vă bagă SIDA pe sub ușă. Adică, îți dai seama, le trimite sudul cu balonul, dar să știi că le trimit. Le-au dat filme, le-au dat flyere, muzică. Și o frică foarte tare chestia asta. Da, da. Am fost și am văzut și de partea sudcoreană, am fost la frontieră și... Și le aruncă și nordcoreene tot felul de chestii. E creepy rău de tot. Am fost în... Sunt acele... Zona demilitarizată. Dar știi că sunt... au barăcile alea trei. E linia la jumătate. Am intrat în ea și am filmat într-una din... Unde se întâlnesc ei la convorbiri. E, și procedura e foarte tare. Și când o vezi din nord și când o vezi din sud. Că te duc și unii și alții. Eu am fost cu sudul, da? Vin... Să duce un bodyguard, un militar de la înalt, încuie ușa la nord, știi? Și ca să nu intre cineva, că au mai fost răpiri, nebunii, și te lasă și zic, pac, 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 uite așa, fă și filmezi și am făcut un stand-up cu un picior în Coreea de Nord, știi? Și cu un picior în Coreea de Sud. Și am zis, uite frate, nebunia, uite aici, masa asta la jumătate. De la Ecuator. Da. Și ei când fac vizită la fel, vine ăsta repede, încuie la sud aici să nu vină sudistul rău și capitalist nenorocit și ți arată de treaba. E complicat. Și aceeași țară, e aceeași oameni, aceeași limbă. Norocul Coreei de Nord va fi Coreea de Sud, pentru că ei sunt vreo 20 ceva de milioane, ăștia sunt vreo 40 ceva, PIB-ul nu se compară și atunci, în momentul în care la un moment dat se va întâmpla, ăștia îi vor salva. Eu am convingerea că dacă nu îi ajută cineva, oamenii ăia, după atâtea decenii... Sunt depresii, măi. Nu, se așează în fund și nu știu ce să facă, Silvile. Adică nu, da. Ei nu știu. Acolo au în frizerie un număr de frizuri. Poftim? Adică cum poți să te tunzi? Nu te tunzi. Sunt șase dar feluri. Dar de ce te miri așa? Da. Pe vremea lui Ceaușescu intrai cu plete la TVR? Ei, Doamne. Ai văzut? Sau cu barbă? Nu. Păi și vezi, despre ce vorbim? Nici n-aveai voie pe stradă cu barbă. Despre ce vorbim? Da. E, au așa ceva. E, gândește-te, 70 de ani oamenii trăiesc așa. Regimul ia orice hotărâre pentru el. Și dacă are casă, exact ca la noi, îți dă partidul casă, băi, nu cumperi tu, că nu există ideea de proprietate. Și atunci, în momentul în care dispare regimul, tu nu știi, practic, te așezi în fund și aștepți să mori, că tu nu știi ce să faci. Uite-te la noi cât de greu e pentru generația părinților mei, părinților tăi, cât de greu a fost să se adapteze capitalismului. Cum adică nu? Adică te n-ai facultatea, te duceai, sau nu făceai facultate, te duceai un post și băi, acolo mureai. Eventual te mai mutai undeva sau în fine, dar nu. Și cum adică eu trebuie să îmi fac firmă și să caut singur și să... Uite-te cât de greu s-au adaptat cei care erau ca noi la Revoluție. Uh-huh. Idei astea. Imaginează-ți cât de greu le va fi ălora să se adapteze când nu vor ști nici măcar cât știau ai noștri.
să fie cumplit. Adică dacă n-ar avea sudul, n-ar ști ce să facă, n-ar ști încotro să o apuce. Cred că ar trebui să trecem și la niște rubrici, nu? Mă, dar trebuie să începem și noi podcastul, nu? Că până acum am discutat ce-i povestit. Mă dau afară de la TVR. Da. Avem și câteva întrebări pe care le punem la finalul podcastului. Sunt aceleași întrebări. În cazul tău e și mai simplu pentru noi. Noi avem pregătit aici o statuetă ca precum Oscarul, pentru că de obicei vorbim cu mulți actori, regizori, scenariști, nu știu ce, din partea asta și să spunem, dar să presupunem că este o statuetă pentru Pulitzer, pentru că tu ca jurnalist poate ai fi interesat să câștigi acest premiu. Interesat ești, dar departe de el ești întotdeauna. Da, e departe. Dar ai luat oricum multe premii. Ai luat premii la noi. La noi, da. La noi, da, foarte bine. Da. Și să spunem că, uite, peste 5 ani, nu mai mult de atâta, primim Pulitzer pentru un reportaj pe care o să-l faci de acum înainte. Pe noi ne interesează discursul, trebuie să ții un discurs. Ai un discurs de 60 de secunde în care îl explici sau mulțumești, de obicei să mulțumești echipei, familiei, nu știu ce. Ce face Adelin Petrișor când primește premiul Pulitzer pentru reportajul respectiv? Păi, în primul rând, le-aș mulțumi oamenilor care vin cu mine. Pentru că, sincer, chiar fac lucruri senzaționale și... Dincolo de faptul că sunt meseriași, că filmează, că așa, sunt oameni cu care mă înțeleg și rezonez, adică e foarte important asta. Și vă spuneam că încerc să mă duc în Afganistan și a fost foarte greu să găsesc un coleg, pentru că ăla cu care mergeam de obicei nu poate nu să mai vin. Poate să meargă. Deci, cu toată sinceritatea, deși e clișeu, ar trebui să le mulțumesc oamenilor ăstora și aș face-o, cu siguranță. Asta ar fi primul lucru. Probabil că... Aș zice ceva de fiimea, pentru că e fată, eu sunt tată, avem o relație destul de drăguță, pentru că maică-sa e mai pe parte de cărți, literatură, pictură, că fiimea pictează. Eu sunt ăla care merge cu ea la MTB, la bicicletă, eu am învățat-o să schieze, nu eu, am dus-o să schieze, Maria nu schiază și atunci cred că aș aminti de fiimea, pentru că mă interesează foarte mult și feedback-ul care vine dinspre copil spre tine. Adică eu clar am încercat să pun tot ce am avut mai bun în ea. Acum dacă am reușit o să văd sau o să vadă alții peste 30-40 de ani, dar clar aș vrea să vadă cât de mult contează ea pentru mine și cât de mult mă schimbă ea pe mine și cât de mult m-a schimbat ea pe mine. Și cu siguranță aș vorbi despre noroc. Pentru că în orice meserie ai fi, mai ales într-o meserie ca a noastră, dacă n-ai un dram de noroc sau dacă nu se uită Dumnezeu la tine, depinde cum vrei să vezi. Sunt oameni care cred, oameni care nu cred. Dar clar, dacă universul nu ți-ar da și un pic de energie bună atunci când ai nevoie, ai face un căcat. Adică oricât ești tu, sunt atât de... E plină lumea de deștepți care, mamă, 99% muncă și 1% talent și... Eu sunt convins că în orice meserie, dacă sunt oameni care au reușit să facă o mărgică mai mică sau mai mare, au făcut-o și pentru că s-au aliniat astrele. Exact. Dumnezeu sau cum vrei să-i spui, sau universul a făcut de așa, universul a făcut în așa fel încât să vină bobârnacul ăla de care el avea nevoie. Adică sunt convins că aș spune și despre faptul că am avut noroc să mă duc în anumite locuri, să-mi deschidă capul, să văd niște lucruri, să fac niște conexiuni, să caut niște oameni. Noroc nu înseamnă să stai în cură acasă, să te uiți la televizor și să-ți dorești să joci la Hollywood. Trebuie să joci la teatru mic, la teatru mai mare, să te duci. Să ți-l creezi și singur. Da? Exact, asta e ideea. Dar eu cred că orice om sănătos la cap recunoaște, dacă a avut o carieră oarecum importantă în orice domeniu, că a fost și datorită faptului că a avut noroc sau că Dumnezeu l-a iubit sau că universul a vrut să îi dea bobârnacul ăla când trebuia să-i dea. Corect. Cam asta ar fi, adică simplu, nimic și complicat. Și pentru că noi ne aflăm aici la Happy Fish, canalul Happy Fish de pe YouTube, să presupunem că acest peștișor vesel este chiar peștișorul de aur care poate să-ți îndeplinească o dorință. Am dorit să aflăm dorința ta cea mai arzătoare, cea mai ascunsă, eventual,
care ai dori să se îndeplinească? Să fiu mai bun. Ah, deci self. Să fiu mai bun. Nu, dar mai bun nu în sensul de mai bun în meserie. Să fiu mai bun ca om. Mai uman. Încerc să fac asta, cred că ăsta e și semnul că am îmbătrânit. Încerc să fac asta pentru că mi-am dat seama că energia negativă mă omoară pe mine, în primul rând. Și încerc să nu mă mai iau de gât cu oameni în trafic, să înțelegi? Da, corect. Deci asta aș vrea. Aș vrea să fiu mult mai calm, mult mai bun, pentru că un bunic de-al meu spunea, ai grijă să nu faci rău, pentru că tu de obicei faci rău și fără să-ți dai seama. Și atunci sunt convins, revenind iarăși la energie, la Dumnezeu, la ce, adică energiile care ne înconjoară, pentru că sunt energii care ne înconjoară, indiferent dacă am crede sau n-am crede. Energiile alea sunt convins că ne dau și plec de la fizică, principiul acțiunii și al reacțiunii, adică bang, bang. Și asta, cred că aș vrea să fiu mai bun, pentru că dacă eu aș fi mai bun în relația cu ceilalți, eu cred că și ceilalți ar fi mai buni în relația cu mine. Adică sunt convins că s-ar întoarce la un moment dat. Și asta cred că e cheia succesului și pe plan profesional, și performanțe sexuale, și hobby-uri. Și, adică de aici pleacă totul. Cred. Habar n-am. Corect. Sau e un semn de bătrânețe, repet. Sau amândouă. Sau toate, da. Avem și un chestionar și promit că terminăm aici. Hai, foarte, foarte scurt. Voiam să te întreb, e un chestionar pe care noi l-am preluat de la Inside Actor Studio și voiam să te întreb, care e cuvântul tău preferat? Băi, uite, nu m-am gândit nicio secundă. Poți să mă gândesc? Da, absolut. Poți să te gândești liniștit. Prietenie e un cuvânt care îmi place. Care este cuvântul care îți displace? Ură. Pentru că mă încarc și eu de multe ori și îmi dau seama cât de obositoare e treaba. Ce te excită, ce te incită, din orice punct de vedere poți să alegi tu? Povești nespuse. Adică știi că e vorba aia, când vezi dintr-un loc în flăcări lumea fugind și câțiva cretini care aleargă spre locul ăla, să fii sigur că sunt ziariști. Deci asta mă pune pe jar, să știu că e o poveste pe care n-a spus-o cineva sau despre care aș putea afla lucruri în plus. Și cresc în tine chestiile astea, știi? Adică de la o informație de asta ajungi și nu mai ai somn. Și te uiți și vezi la CNN și zici, aș vrea și eu să fiu și eu, să mă duc și eu acolo, să văd și eu asta, să fac și eu, să transmit și eu, să spun și eu, să fac aia, să zbor, să mi-ar plăcea să ajung în spațiu. Știi? Și deci astea mă rup. Chestiile, poveștile nespuse, pentru că eu sunt povestitor. Adică meseria mea e de povestitor. Și astea mă fac să nu dorm. Ce îți taie cheful? Scandalul. Scandalul. Sunt un om care se rușinează, se uită în jos, adică zarva, aiurea, pentru nimic. Prefer să plec eu, dar să nu creez acolo atmosferă. Știi? Adică asta mă indispune foarte tare. Cearta asta cu mâinile în șolduri, aglomerația asta și scandalul, știi? În locuri publice și dar cred că am oarecum și sindromul bodyguardului, asta l-am numit eu, nu știu dacă există, adică îți fug ochii în mulțime, înțelegi? Adică eu evit locurile aglomerate, cred că ești foarte multă încărcătură nervoasă la mine de la tot felul. Ai ceva în spate, nu, da. Mă deprimă și prefer să stau într-un loc, să pot să te aud. Nu când mă duc în mall și văd toată lumea alergând pe în jurul meu, mă gândesc cum să fac să cumpăr ceva și să plec mai repede, știi? Adică îmi fug ochii în toate direcțiile și mă obosește foarte tare. Care e înjurătura ta preferată? Păi n-am o înjurătură preferată, dar zic cu P, zic. Adică niciodată și când mă cert, nu te înjur, dar zic dă-o în morții măsii sau știi, mai rău, dar de treabă, știi? Adică pe aici, pe undeva, dar n-am una să zic, okay. Dar zic cu P, zic cu morți, zic, adică zic. Care e sunetul sau zgomotul pe care îl iubești? Când o iei pe zăpadă așa, pe powder, și ești tu cu tine. Și faci carving, știi? Pe schiuri, pe placă, pe sanie, nu contează, da? Și e liniște așa și e powder. Fain.
Poți să spun și ce sunet mă enervează? Da. Păi, următoarea este care sunetul este zgomotul pe care îl urăști. Sunetul de la ATI. Deci după 2 ani de filmat în ATI-uri, închideam ochii și auzeam asta. De multe ori acasă închideam ochii și auzeam asta. Deci e oribil. E oribil și am un respect senzațional pentru oamenii ăia care lucrează acolo. Sunt medici de toate felurile, sunt medici care au șpagă, sunt medici senzaționali, sunt medici care nu iau un leu, nu contează. Medicii sunt exact cum suntem noi, exact cum sunt actorii, cum sunt jurnaliștii, cum sunt românii. Dar am tot respectul pentru oamenii care au lucrat în perioada asta acolo, de la brancardier, de la ăla care schimba plosca, până la cel mai mare specialist din ATI. Deci crede-mă, m-a urmărit și încă mă urmărește bipăitul ăla sinistru, într-o încăpere albă, cu oameni care horcăie, s-auzi, ăla e cumplit. Și auzi continuu. Da. Care este meseria, în afară de a ta, bineînțeles, pe care ți-ar plăcea să o faci, să o încerci? Pilot astronaut. Eram sigur ca să o spun. Plecarea în spațiu cred că este cea mai tare experiență, a doua fiind decolarea de pe portavion pe care am experimentat-o și wow. Adică de la 0 la 250 de kilometri la oră ajungi în 2,4 secunde. Deci și, ce Tesla? E asta ultima, plane, da, cum să numește, abar n-am. Dar e asta care are 1000 de cai și tot așa are vreo două, de la 0 la 100 are vreo 20 și ceva, nu? Vreo 20 și ceva, da. Da, nu mă pricep. Na, oricum. Era până la 250. Da. Cred că plecarea în spațiu e cea mai tare. Deci portavionul e și apuntarea e intensă, dar plecarea când te aruncă acea catapultă de la 0 la 250 în 2,4 secunde e wow. Deci cred că asta mi-ar plăcea, să fiu pilot. Dar cel mai mult îmi place meseria mea, pentru că am putut să văd și cum e să fii pilot, și cum e să fii medic, și cum e să fii frizer, și cum e să fii potcovar. Nu să uit, am făcut un reportaj la un moment dat când România a intrat în Uniunea Europeană. Eu am fost cu Dan Gecui în satul în orașul Fierbinți, locul de unde a început în 1907, care e oraș. Și am făcut un material, tocmai pentru că e oraș, și începuse noi, am zis, hai mă să vedem cum se trăiește în Uniunea Europeană, în prima zi de Uniunea Europeană, 2007, nu cred că greșesc, nu? Atunci am 2007, da. Și am fost cu Dan Gecui acolo și am făcut cu un potcovar. În acel orășel, la momentul ăla, erau două benzinării volante de alea mici, știi? Și multe potcovării, pentru că așa se trăia acolo. Un potcovar care își dusese la autobuz soția care lucra în Spania sau Italia, nu mai țin minte. Și potcovea cai și avea vreo 4 copii de care el trebuia să aibă grijă și plângea povestindu-ne cum el și-a dus nevasta la autobuz, știi? Și-a rămas singur cu copiii și avea un veceu de la în curte, nu puteai să te așezi pe el de morman și trăia în condiții grele și iubea copiii și avea grijă de ei și își plângea femeia pe care o iubea pentru că plecase necunoscut să aducă bani acasă. Și da, am cea mai frumoasă meserie din punctul meu de vedere pentru că am putut să-l văd pe el, am putut să-l văd pe Yasser Arafat, am putut să văd tot felul de oameni, de la fost șef de CIA până la șef de CAP, până la oameni simpli care fac lucruri mai mari decât ne imaginam noi vreodată că pot face și așa mai departe. Dar dacă ar fi să dau la o parte asta, aș face meseria de pilot. Care este meseria, în afară de a ta, bineînțeles, pe care nu ai face-o sub nicio formă? Păi nu m-am gândit. Cred că hitman. Cred că e foarte ciudat. Adică îmi dau seama cât de greu e să trăiești cu energiile negative pe care fără să le vrei, le aspiri în anumite zone și cred că nu mi-ar plăcea. Adică cred că te-ai căca în karma ta, iurea, de tot așa. Adică cred că ar fi urât. Adelin Petrișor, dacă Dumnezeu există, ce ți-ar plăcea să-ți spună în momentul în care vă întâlniți la porțile raiului? Că a văzut la mine că am încercat să fiu un tip decent. Da, eu cred că Dumnezeu există, adică eu cred în Dumnezeu, ca să nu las loc de interpretări. Am mult respect pentru ceilalți, de-aia am și spus că poate e universul, poate e karma, poate e, nu știu, orice, dar eu cred că există și nu știu dacă în forma pe care o vede biserica, pentru că n-am o problemă, eu cred că pot să mă rog la voi în studio, pot să mă rog pe bicicletă, adică eu văd relația mea cu Dumnezeu mult mai directă și n-am nevoie de Teodosie să spună cum să port masca și să vorbesc cu un bătrân. Deci mi-ar plăcea, dacă el există, și să zică, bă,
băiatul ăla simplu din Buzău a fost și un băiat de... A încercat să fie de bun simț. Când niciodată nu reușești. Da? E și el acolo. Îți mulțumim tare mult. Eu mulțumesc. A fost o întâlnire foarte, foarte extraordinară. Faină. Extraordinară. Ne-ai purtat prin toate zonele alea și ne-ai făcut la un moment dat. Eram așa. Pentru mine e o întâlnire extraordinară. Spuneam că Silviu era un om... E un om la care eu mă uitam în adolescență și cu siguranță el și Ghiuri, Dumnezeu să-l ierte, și toți băieții de la Divertis, Tony, pe care mulți îi cunosc, sigur m-au schimbat într-un fel și cred într-un fel bun. Adică îmi place umorul, nu mă regăsesc în tot. Ce se întâmplă umorul. Nu, în tot umorul, dar mă uit la stand-up, la foarte mult stand-up-uri, adică și pentru mine a fost foarte importantă și îți mulțumesc că m-ai sunat. Și cred că am un grup de liceu cu colegii de liceu, băieții vor să fie foarte invidioși că de la casetele, de la Divertis, da, de la salutăm atunci grupul din Buzău, îl salutăm de la HD-ul 93, da. Și pe lângă grupul de prieteni al lui Adelin din Buzău, grupul din 93, vă salutăm pe toți și vă rugăm, dragi prieteni, să nu uitați că avem și contul nostru pe Patreon, unde, dacă doriți să ne ajutați, vă mulțumim foarte mult pentru că aveți acolo, în fiecare lună vă prezentăm câte un material nou. Vă mulțumim și la revedere! Mulțumim!